Bro, fraților, ce chestia asta? E un afiș cu mine? Sunt căutat de poliție și recompensa este 5.000 de dolari? Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft, viața la închisoare! Frați și surori, vreau să vă spun că nu știu cât o să mai rezist. Am evadat în închisoare acum vreo 3-4 ore și de atunci sunt pe fugă în continuu. Și după cum puteți vedea, boys, am ajuns în această pădure care parcă, băi, nu are sfârșit. Sunt aici de vreo oră și tot merg în față și parcă nu are niciun sfârșit. Însă, fraților, s-ar putea ca acum să-mi fi găsit norocul, pentru că cum mergeam eu pe aici și totodată mi-e foarte, foarte foame și mai am și doar 2 mere, asta mai este toată hrana mea, efectiv ar fi așa de ironic să evadez în închisoare și să mor de foame, bro. Însă, după cum puteți vedea, am găsit pe cineva în pădure. Este vorba de un pădurar, am trecut adineauri de el, însă nu l-am băgat în seamă. Și acum, fraților, m-am stat și m-am gândit la o chestie. Băi, dacă mă întâlnesc pe aici cu lume și reușesc, Doamne ajută, să supraviețuiesc, eu nu pot să zic că am evadat de la închisoare. Trebuie să inventez ceva poveste. Ce caut eu în pădurea asta? Pentru că chiar vreau să mă duc să vorbesc cu pădurarul ăla de acolo, că poate mă poate ajuta să vedem pe unde e vreo ieșire. Pentru că după cum puteți vedea, boys, efectiv sunt înconjurat de copaci și nu știu pe unde să ies. Așa că m-am gândit, boys, să-i zic că aseară am fost la o petrecere și că am adormit acolo și m-am trezit așa foarte derutat. O să zic că am fost la o petrecere și de-aia sunt în pădure. Știi ce zic? Ca să nu pună întrebări. Hai să vedem, boys, dacă reușim și să mergem la pădurarul ăsta, bro. Doamne ajută să ieșim din chestia asta și să, nu știu, să evadez, boys, pentru că 100% sunt căutat de poliție peste tot, pentru că tocmai ce am evadat din închisoare. Hai să vedem. Bună dimineața, domnule pădurar. Îmi cer scuze de deranj. Poate m-ați văzut adineauri cum am trecut aici pe lângă dumneavoastră. Ideea e că aseară am fost la o petrecere și mă doare foarte, foarte rău capul și m-am trezit în pădurea asta. Probabil tovarășii mei mi-au făcut vreo farsă proastă și mi-au pus patul în pădure, habar nu am. Însă vreau să-mi spuneți dacă știți cum naiba ies din pădurea asta, pentru că am niște prieteni foarte, foarte nașpa dacă mi-au făcut farsă într-o pădure de asta fără sfârșit. Och, tinere, te-am văzut pe aici așa parcă pierdut, dar nu am băgat de seamă, deci a dat seama că sunt pe altă lume. Lângă pădurea asta este un nightclub și se întâmplă chestiile astea destul de des. Mamă, băi, și noroc am avut cu povestea mea. Ok, eu sunt Radu Pădurarul, lucrez aici și în fiecare dimineață merg prin pădure, tai pădurea și plantez copacii la loc, că doar să vă salvăm planeta, nu? Da, domnule pădurar, sunteți numărul 1. Vă rog să mă ajutați să ies din pădurea asta. Și ce zic? Păi, tinere, mergeai în direcția bună. Nu știu de ce te-ai oprit să mă întrebi. Mergi tot în față și o să ieși pe stradă. A, da? Mulțumesc! Mulțumesc în cazul ăsta, ok, frate, mamă, dacă e altă problemă și dacă e poliția pe stradă, băi, ok, să vedem care-i treaba. O să mergem pe aici, mulțumesc, domnule pădurar, hai să-mi iau și ghiozdanul ăsta, chestul ăsta cu mine. Trebuie neapărat să-l sparg și să-l iau de aici. Ok, frate, ok, s-a spart și nu mi l-a dat, în fine, hai să plecăm de aici că vedem că nu ține jocul cu noi. A, mă, băi, și într-adevăr în față este un drum, ok, mamă, bă, mor de foame, efectiv mor de foame și mi-am doar asta 2 mere. Nu știu ce să mă fac, ok, am ajuns pe strada asta. Mamă, băi, să nu fie vreun polițist pe aici ascuns după vreun copac, că mă cap pe mine de frică. Hopa, e cineva acolo, băi. A, am ajuns pe o stradă cu case. Ok, ce sunt oameni, boys. Băi, aș putea, deci bă, mor de foame. Aș putea să intru în casele oamenilor ăstora și să le fur mâncarea sau să le cer mâncare. Le zic că sunt un copil neajutorat sau ceva, deci nu știu, ar putea să-mi dea mâncare, pentru că bă, mor de foame și de somn totodată, nu știu ce naiba o să fac. O să, uite, uitați acolo, boys, un om al străzii. Cum ar fi să-l întreb pe el, bro? Chiar ar trebui să știe, nu? Ce oameni sunt aici mai bogați și mai dăruitori, știi ce zic? Adică ar trebui să existe cineva prin cartierul ăsta de case, nu? Hai să vedem, boys. Bună dimineața, frățioru. De unde, că nu știu cât e ceasul. Salut, frate. Ei bine, ce să vezi, m-am trezit și eu, am fost aseară la o petrecere și m-am trezit în pădurea asta și acum sunt foarte, foarte derutat, mi-e foarte somn și am nevoie de ceva de mâncare. Știi cumva pe aici vreo familie care, nu știu, e mai bogată sau ajută oameni sau ceva de genul, care are așa un suflet mai bun? Pentru că până la urmă sunt un copil, frate, și sunt departe de casă, nu știu unde mă aflu și am nevoie pe bune de ajutor. Oho, mi-am dat seama din prima că ești un băiat inteligent. Ești băiat inteligent, normal că cerșetorul știe unde sunt cei mai bogați. M-am gândit și eu la asta, boys, că având în vedere că e cerșetor, probabil pe aici știe și el care sunt cei mai bogați oameni. Glumesc, nu mă supăr dacă mă consider cerșetor, pentru că asta sunt. Ei bine, putem spune că ai pus mâna pe comoara cu aur. Hopa!
Cum adică am pus mâna pe comoara cu aur? Nu înțeleg. În față, la ultima casă, se află casa familiei Rădoi. Ei sunt cei mai bogați din tot cartierul. Hopa, familia Rădoi! Și le place foarte mult să aibă grijă de copii și să ajute copiii, deoarece, din câte am înțeles, au avut ceva probleme și nu pot să facă copii și astfel ajută pe toată lumea. Ok, boys, deci pe aici, bro, pe aici trebuie să o iau și ultima casă o să fie casa familiei Rădoi? Boys, mi-mi sună a combinație mare, știi ce zic? Hai să mergem! Deci asta nu e, trebuie să fie ultima casă. A, uite, sunt doar 3 case și bănesc că aia trebuie să fie pe acolo. Hopa, e și cineva în casa aia. Deci acolo este casa familiei Rădoi. M-am obușit aici, ok. Hai să mergem pe drumul ăsta. Hopa, deci acasă, boys, după cum puteți vedea, este doamna Rădoi și acolo bănesc că este domnul Rădoi. Deci, băi, ce așa sunt acasă, mamă, să intru înăuntru, boys. Băi, fiți atenți ce o să zic să fac, nu vreau să-i deranjez. Așa că o să intru, o să caut ceva de mâncare și o să plec. Asta o să fac, bro, pe bune. Efectiv, sper să nu sune la poliție sau ceva de genul, chiar dacă intru prin defecție prin casa lor. Însă, cum a zis, poate sunt indulgenți cu copiii. Hai să vedem unde e bucătăria. Aici e bucătăria, bro? Aveți ceva aici? Aici nu, ok. Aici nu, iară. Aici nu, băi, n-aveți nimica toată bucătăria, bro, what? Nu au absolut nimica de mâncare, man, pe bune. Băi, nici cuptoarele astea, bă, nimica, mama, acolo e domnul Rădoi. Boys, n-am altă variantă, trebuie să mă duc la el, mama, e și ușa deschisă. Cred că deja m-a și văzut. Bună ziua, sper să nu vă speriați, îmi pare rău, sunt doar un copil. Ei bine, să vă spun așa și gen ce mi s-a întâmplat și de ce sunt la dumneavoastră în casă. Ei bine, aseară am fost la o petrecere și m-am trezit în pădurea de lângă casa dumneavoastră și sunt mort de foame și mor de somn și am nevoie de un adăpost. Mă puteți ajuta măcar cu o pâine sau cu niște bani de mâncare? Vă rog eu, pe bune, nu sunt genul să cerșesc, însă în momentul de față sunt chiar într-o situație critică. Hei, tinere, pe mine mă căutai? În general sunt în spatele casei, fac treabă pe aici. Nu te-am mai văzut, ești nou în zonă. Pare așa destul de înfometat și panicat. Da, după cum am spus. Dacă vrei, te pot ajuta cu o masă caldă și poți să te odihnești. Nu mă lasă sufletul să las un copil așa pe stradă. Boys, cerșetor a avut dreptate, bro, ăștia chiar sunt buni la suflet. Păi da, chiar aș vrea dacă puteți să mă ajutați cu o masă caldă, pentru că pe bune sunt într-o situație foarte, foarte nașpa. Hai să mergem în casă, Doamne ajută, orice e binevenit, orice, efectiv, și pâine goală, sunt mor de foame, aș mânca absolut orice. Bun, fraților, după cum puteți vedea, m-am așezat aici la masă, am o farfurie și tacâmuri în față și aici e domnul Rădoi și a venit și doamna Rădoi de sus și din câte am înțeles sunt pregătiți ceva de mâncare. Băi, oamenii ăștia sunt de-a dreptul foarte, foarte bun la suflet. Însă tot atât mi se pare ciudat. Bă, vezi un străin de ăsta și îl primește așa în casa lui? Domnule Rădoi, e ceva în regulă? Gen, vreți să fac ceva în schimbul acestui favor? Vreți să vă ajut cu căratul lemnelor? Aveți vreo treabă pentru că vă ajut, pe bune? Sper că te simți în siguranță. Știi, noi ne-am dorit foarte mult un copil și nu am putut să avem unul. Mamă, fix cum a zis cerșetorul. Astfel, de fiecare dată când avem ocazia, ajutăm orice copilaș. Am înțeles, bro. Imediat termină nevasta mea mâncarea, mănânci și după poți merge sus, la ultima cameră de pe hol. Acolo este dormitorul oaspeților. Te poți odihni acolo cât ai nevoie și după să te întorci la casa ta. Doamne, mulțumesc, pe bune. După masa asta chiar merge să mă tip puțin în pat și după să mă duc la mine acasă, pentru că practic o să ajung și eu la mine acasă, că eu pe bune chiar am o casă, doamna Rădoi dumneavoastră. Dragule, sper că te simți bine, o să termin pastele în 10 minute, doamne, mâncăm paste, ok? Și după ce mănânci să te bat și în pat, să vezi ce somn bun o să ai, nimic nu e mai frumos decât un somn cu burta plină, pe bune, doamna Rădoi, hopa, o să avem paste, fraților. Ok, pai ca și să se termine pastele și să vedem ce gust o să aibă. Bun, băie și fete, am terminat de mâncat pastele, au fost efectiv delicioase și am mai stat puțin la vorbă cu familia Rădoi. Băi, sunt niște oameni deosebiți, efectiv sunt foarte de treabă și m-au ajutat. Și acum mi-au zis că pot să mă duc sus în dormitorul de oaspeți ca să trag și eu un pui de somn și după să plec mai departe. Doamne, mulțumesc că am avut mare noroc cu oamenii ăștia să mă ajute, să-mi dea de mâncare, acum sunt înapoi în forțe, să cred că eu o să mă duc sus. Să-ți fie de bine, dragule. Acum poți merge în dormitorul de oaspeți. Ne anunți când te trezești și dacă vrei îți pot face ceva de mâncare să-ți
găsit la pachet, să nu existe probleme. Doamne, ar fi efectiv genial dacă mi-ați face un sandwich sau ceva de genul, pe bune, măcar unul, pentru că, na, foamea o să mai apuce iară până ajung unde trebuie să ajung. Somn ușor, tinere, încarcă-ți bateriile că ești tânăr. Aie, te-ai distrat și tu odată mai rău, dar e bine că ai ajuns la casa noastră și nu la alți oameni, pe bune. Foarte bine că am ajuns la casa dumneavoastră pentru că m-ați ajutat. Hai că o să mă duc sus, băi, deci a zis că ultima cameră, bănuiesc, ultimul dormitor ar fi asta, nu? Opa, nu, asta e baia. Înseamnă că asta, ok, boys, asta este dormitorul de oaspeți. Păi eu o să mă bag aici să mă culc, fraților, și vedem ce facem când mă trezesc. Fraților, nu am putut să dorm nici măcar 5 minute pentru că avem o problemă foarte, foarte mare. M-am trezit din cauza sirenei de la poliție, pentru că după cum puteți vedea, boys, dacă mă uit pe geam, mașina de poliție tocmai a parcat în fața casei familiei Rădoi și șeriful este jos acolo și vorbește cu familia. Mamă, boys, sper ca nu cumva să-și fi dat seama că sunt aici. Eu trebuie neapărat să plec din casa asta. Efectiv, voiam să dorm aici, să le mulțumesc acestor oameni că m-au ajutat, însă nu am altă variantă, boys. Trebuie să ies undeva pe geam pe aici, boys, trebuie neapărat să fug, pentru că de nu o să mă prindă poliția, bro. Hai să spargem asta, dacă sparg pe aici, mergi să ies? Ok, boys, păi să o luăm pe aici, boys, să ies undeva pe drum, bro, să nu mă vadă, ok. Mamă, ok, am picat ca prostul. Hai să luăm pe aici și să plecăm cât mai departe de casa aia, să nu mă vadă șeriful sau ceva de genul, boys. Sper că am plecat și că e totul bine, să nu cumva să mai fie vreo mașină parcată aici, pentru că, pe bune, cred că o să iau razna, bro, fraților, ce-i chestia asta? E un afiș cu mine, sunt căutat de poliție și recompensa este 5.000 de dolari? Bro, mamă, eu n-am mai văzut până acum chestia asta. Boys, sunt afișe cu mine peste tot. Efectiv, toată lumea cred că mă caută. Bro, sunt afișe cu mine, efectiv, peste tot. Mama, curie, domnul Rădoi, mai sunt pe aici? Mă, îmbuiți-vă și pe aici. Boi, să te afișe cu mine peste tot. Ok, deci cred că toată lumea o să-și dea seama neapărat că, na, o să-și dea toată lumea seama că eu sunt infractorul de aici. Uiteți-vă, sunt peste tot, pe fiecare copac este un afiș cu mine. Ce ziceți, fraților? Eu acum o să iau pauză, o să mă duc undeva pe aici, să revin, boys, la casa familiei Rădoi și să le explic situația, pentru că nu mă pot duce altundeva, deja toată lumea mă știe. Poate ei m-ar înțelege sau să-i las și să mă cer norocul altundeva. Voi ce și surori, vă pot spune cu mâna pe inimă că sunt în cea mai proastă situație în care am fost pus vreodată în viața mea. Ei bine, fraților, după cum știți, sunt dat în urmărire generală de către poliție și pe lângă asta, boys, recompensa este 5.000 de dolari. Ei bine, fraților, după cum puteți vedea, m-am oprit aici la lacul ăsta ca să mă ascund, deoarece poliția a venit la casa în care mă aflam și după cum puteți vedea, parcă, băi, ghinioanele se țin lanț de mine. Voiam chiar acum să plec de aici și după cum puteți vedea, este cineva acolo. Din câte am văzut eu, este o bătrână care se numește vecina Mihaela. Deci este o bătrânică pe nume Mihaela și este pe strada în care, ce să vedeți, este plin de semne cu mine, cum că cine mă găsește primește 5.000 de dolari. Așa că, boys, eu mă gândesc că această femeie cumva, boys, cred că m-a văzut aici și vrea să mă prindă, însă totodată pare destul de ciudată, se plimbă aici de vreo 5-6 minute și nu face absolut nimica. Însă, totodată, boys, vreau să vă zic ce decizie am luat. După cum știți, de data trecută, eu stăteam la familia Rădoi și ei, boys, efectiv, săracii nu știau, s-au trezit cu poliția la ușă, cum că eu sunt dat în urmărire. Însă, fraților, am stat și m-am gândit, eu nu am ce să fac, nu am efectiv unde să fug, așa că mă voi întoarce la familia Rădoi, o să le cer scuze și o să le explic situația. Sper, Doamne ajută, să mă înțeleagă și să mă primească la ei acasă. Însă, totodată, trebuie să ies de aici și trebuie să merg pe aici, pentru că acesta este singurul drum pe care pot să le iau, plus că această doamnă m-a văzut și pot doar să mă rog la Dumnezeu ca nu cumva, uitați-vă, efectiv s-a întors către mine, ca nu cumva să fie vreo problemă, boys. Mamă, ba da, asta e o problemă, efectiv. Uitați-vă, fix în spatele e un semn cu mine, fix acolo semn cu mine, ulei, m-a prins. Bună ziua, e vreo problemă? Bună ziua, este cineva acolo? What? Sunt în fața ta, mamaie. Îmi cer scuze dacă am încurcat pe cineva, dar m-am împiedicat acum 15 minute și de atunci nu mai găsesc ochelarii. Doamne, ce noroc, holy shit. Ar trebui să fiu undeva pe aici. Îmi cer scuze încă o zi, încă o dată, zi frumoasă în continuare. Zi frumoasă și dumneavoastră, Doamne ajută să vă găsiți ochelarii. Hai că da, Doamne, boys, efectiv, cât noroc am avut. Doamne ferește dacă și-ar găsi ochelarii și s-ar uita ce e în jurul ei, e plin de semne cu mine. Cred că ar lua o razna, așa că mai bine că
și că nu și găsește. Și eu, fraților, trebuie neapărat să ajung aici. Trebuie să mă duc în casa familiei Rădoi și să discut cu ei, să le explic situația. Însă, după cum puteți vedea, băi, șeriful este la cealaltă casă. Deci a trecut de ei, mă gândeam că o să mă dea în gât, însă nu cred. Adică dacă m-ar fi dat în gât, șeriful ar fi rămas la ei, nu? Ok, și sunt la etaj, așa că o să o fac așa rapid. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sper că nu m-a văzut șeriful. După cum puteți vedea, el e atent acolo, nu își întoarce privirea spre mine, deci probabil nu m-a văzut. Așa că o să mă duc la familia Rădoi, o să încerc să-i fac, nu știu, să nu se sperie sau ceva de genul. Însă vreau să le spun adevărul, bro, pentru că ei au fost buni cu mine, m-au ajutat. Efectiv, m-am văzut așa un copilaș, practic, un copil de ăsta, am venit așa eu la ei și m-au ajutat. Așa că vreau să le zic adevărul și poi să văd cum o să reacționeze. Doamne, aștept să fie totul bine și totodată sper să nu mă dea la poliție, dar dacă mă dea o să înțeleg, bro. Da, o să fug. Nu o să stau aici. Hai să vedem care este treaba. 3, 2, 1 și... Bună ziua, domnule Rădoi și doamna Rădoi, vă rog să nu vă speriați, știu ce se întâmplă, îmi pare rău că v-am mințit tot timpul ăsta și că de fapt eu nu am venit de la o petrecere, ci eu am fugit de la poliție, însă vreau să vă spun, am fugit din închisoare, însă vreau să vă spun că totul îmi este înșenat și efectiv este o mare ironie, este o mare eroare și vă rog eu, lăsați-mă să vă explic, nu faceți nimica, vă rog, nu sunați la poliție, lăsați-mă să vă explic. Explic. Tinere, stai acolo, am aflat tot despre tine, habar nu ai cu cine te pui. Eu ți-aș recomanda să nu încerci să faci vreo manevră pentru că o să ai doar de pierdut. Polițistul încă nu a plecat din zonă, mai bine te predai și se termină totul. Nu pot să mă predau. Totul este o mare greșeală, este o mare minciună. Faceți o greșeală foarte mare. Știu de la niște cunoștințe care lucrează în domeniu că dacă te predai, pedepsul o să fie mai ușoară. Domnule Rădoi, eu nu merit să fiu pedepsit. Gândiți-vă. Efectiv, dacă voiam să vă fac rău, o făceam deja. Nu sunt violent, efectiv. Îi spun că am omorât pe nu știu ce, pe fica directorului, bro, n-am făcut chestia asta. Este o mare scenare, vă rog eu, lăsați-mă să vă spun toată povestea. Este o poveste foarte mare cu o fostă iubită de-a mea care s-a dovedit a fi o criminală în serie și am ajuns aici, am fost în tabăra de vară. Este o poveste foarte, foarte mare. Vă rog eu, lăsați-mă să vi-o spun ca să nu înțelegeți alte chestii. S-ar putea să ai și tu puțin îndreptate. Până la urmă ești doar un copil care a vrut mâncare și un loc unde să doarmă. Exact. Da, dacă voi să ne faci rău, ne făceai din prima. Dar de unde știm noi care e planul tău? Nu e planul meu să vă rănesc, credeți-mă pe cuvânt. Poate voi să ne faci rău că nu suntem pe fază. Nu voiam chestia asta. Explică, ok, mi-a zis așa să explic. Așa că vă rog, ascultați-mă. Bun, băie și fete, după 30 de minute de explicat, poate chiar 45 de minute, nu știu, efectiv s-a simțit ca și cum a durat o eternitate, am reușit să explic familiei Rădoi tot ce mi s-a întâmplat, efectiv, de la faza de la școală, tabăra de vară și toate chestiile astea, vă rog eu, credeți-mă, nu sunt un om violent, Doamne ferește, nu am făcut rău niciunei muște în viața mea, nu v-aș face rău niciodată, efectiv, totul este o mare greșeală și o mare înscenare. Ok, după toată povestea asta, care pare desprinsă din ceva film horror, am ajuns la o concluzie, holy shit, hai să vedem. Nu putem să spunem că te credem, dar nici că minți, pentru că după cum ai spus și tu, puteai să ne faci rău oricând, chiar dacă erai așa violent cum spunea poliția, exact, nu sunt violent. Însă, bănuiesc că știi și tu că niște oameni normali nu ar sta niciodată cu un evadat de la închisoare în casă. Dar asta este adevărat. Na, și vă înțeleg, dacă vreți să mă luați afară sau ceva, de ce nu, să vă rog, nu chemați poliția, dar vă înțeleg, efectiv, măcar dați-mi niște sandwich-uri sau unde să plec mai departe sau ceva de genul. Însă tu ai puțin noroc, deoarece noi nu suntem niște oameni normali. What? Ok, stați că încep să mă sper eu, cum adică nu sunteți niște oameni normali? Și până la urmă, chiar dacă suntem oameni normali sau nu, oricine ar vrea 5.000 de dolari, no holy shit boys, vor să mă dea în gât ca să primească recompensa. Băi, vă rog eu, nu faceți chestia asta, faceți o mare greșeală. Faceți o mare greșeală, nu merită 5.000 de dolari. Pot să fac ceva pentru voi. Pot să vă ajut acasă, facem curățenie, facem orice, efectiv. Vă dau eu aia 5.000 de dolari când fac rost de ei. Vă rog, doar nu sunați la poliție. Ech, tinere, nu știi multe chestii despre noi. Însă soția mea are mare dreptate. 5.000 de dolari sunt bani frumoși. Doar că tu, poate, ne-ai fi mai de folos. Mai ales în domeniul pe care practicăm noi. Am înțeles că sunteți niște oameni cu bani.
gen, aveți o firmă de tăiat iarba, gen, mă pun, tai iarba, fac orice, să vă rog, eu nu sunați la poliția. Uite, trebuie să ne dovedești că valorezi mai mult de 5.000 de dolari și totodată că putem avea încredere în tine. Sunt gata să vă dovedesc orice vreți voi. Eu o să vă dovedesc. Vecinul de la casa din spatele curții noastre a câștigat zilele trecute la ceva concurs un iPhone nou. Ok. Care valorează 1000 de dolari. Ok. Dacă mergi la el și furi iPhone-ul din casa lui și îl aduci nouă, o să ne dovedești că ești de folos și că ești de folos și totodată ești de încredere. What? Voi vreți să fac o infracțiune? Voi cumva la asta v-ați referit când a zis că nu sunteți niște oameni normali? Sunteți niște infractori, bro? Și nu cumva să îndrăznești să încerci să afli informații despre noi. Familia Rădoi trebuie să rămână în umbră. Ok, o fac. O fac și mă întorc la voi cu iPhone-ul. Chiar acum o să mă duc. Deci în casa din spatele lor. Boys, eu cred că familia Rădoi sunt niște infractori. Holy shit, a zis că trebuie să ne dovedești că ești de folos în domeniul nostru. Ok, hopa, a plecat și polițistul, numai bine. Deci hai să mergem în casa din spatele lui. Deci aici, în casa asta din spate, băi, dar ia stați. El a zis că o să fii de folos în domeniul nostru. Care domeniul lor? Furtul? Bro, mi se pare destul de ciudat. Cred că familia Rădoi are un mare secret ascuns. Hai să vedem care-i treaba. Hopa! După cum puteți vedea, aici se află ceva, e un vecin la casa asta. Deci băiatul ăsta a câștigat un iPhone și trebuie să-l fur. Holy shit, ok, hai să vedem cum o să facem chestia asta. Asta să sparg aici. Cred că trebuie să mă duc aici prin față, bro. Ok, asta mi se pare iară destul de ciudat. Mamă, și băiatul ăsta că noroc a avut să câștige un iPhone. Ok, uitați-vă, e acolo. Sperăm să nu ne vadă sau ceva de genul. Sperăm să nu ne audă. Trebuie să-i fur iPhone-ul. Efectiv, bro, poate să fie iPhone-ul oriunde în casa asta. Hai să intru pe aici sau nu? Hai să intru pe ușa din spate. Pe ușa asta din spate, ok. Ok, boys, mamă, boys, băi, e mare chestia aici, grijă mare. Ok, acolo este el. Hai să vedem, am intrat aici înăuntru și are foarte multe chesturi. Pe aici trebuie să fie iPhone-ul pe care urmează să-l fur. Ok, what, ce chestie, boys? Mamă, băi, e acolo. Ok, după cum puteți vedea, băiatul e acolo. O să încerc să mă fac nevăzut. Hai să vedem dacă vom găsi iPhone-ul ăsta, let's go. Aici nu e... Nu e, bro, unde naiba poate să fie, bro, mamă, băi, dacă e sus la etaj, nu am ce să fac. Bro, dacă e sus la etaj, el e acolo, o să mă vadă, nu am cum să fac chestia asta. Hai să vedem, acolo e, nu? Nici aici nu e, bro. Opa! Boys, sub chestul ăsta mai e încă un chest. Ia să vedem ce e aici. Ia, let's go, stai că încerc să-l deschid pe ăsta de sub, ia cum facem asta. Mamă, aici cred că este chestul unde își cine ăștia bani, economiile. Are 12 lingouri de aur și un telefon. Bro, nu o să jefuiesc omul de lingouri de aur. Hai că o să iau unul. O să iau unul pentru mine. O să iau unul și o să-l țin aici. Ok, o să iau iPhone 12 ăsta și o să-l fura e. Asta trebuie, dar asta e iPhone 12, nu iPhone 13. Credeam că e un iPhone de nouă generație. Ok, o să plec de aici și o să mă duc înapoi la familia Rădoi să-i dau. Cred că acum sper că o să aibă încredere în mine și o să-și dea seama că sunt de folos și că totodată valorez mai mult de 5.000 de dolari. Bun, fraților, într-un final am ajuns la casa familiei Rădoi și le-am dat iPhone-ul și au zis că sunt foarte mândri de mine și că vor să-mi arate ceva. Ei bine, boys, băieții ăștia, că e un bărbat și o femeie, oamenii ăștia sunt foarte ciudați, dacă stați să mă întrebați pe mine, extrem de ciudați și 100% ascund ceva și m-au adus aici, cred că e intrarea în subsol sau habar, nu vreau să mă mai uit în jos sau ceva de genul. Deci spuneți-mi de ce m-ați adus aici. Wow, copile, ai fost rapid. Nici în cele mai bune vremuri ale mele nu mă mișcam așa bine. Adică și dumneavoastră furați telefon. Ok, nu o să mai pun întrebări, hai să vedem. În fine, am văzut că te duce capul, așa că probabil ți-ai dat seama că noi suntem la fel ca tine. Și când zic asta, nu mă refer la infractori. Deci nu sunteți infractori? Sau cum adică, sunteți la fel ca mine, dar nu vă referiți la infractori. Și noi suntem dați în urmărire, pentru că am evadat dintr-o închisoare din America, dar asta s-a întâmplat acum 15 ani, nimeni nu ne mai caută. Holy shit, boys! Și familia Rădoi e dată în urmărire. Ok. Dar tinere, dacă tot ne-ai spus, dacă tot ce ne-ai spus este adevărat, tu te poți elibera. Cum adică?
poți scăpa de poliție, dar singurul copil care poți face asta este cu un avocat foarte bun. Da, știu și eu chestia asta. Ăsta un avocat de genul costă peste 10.000 de dolari, bani pe care eu nu i-am, cum zice și el. Așa că îți propunem o chestie, noi te putem ajuta. Mă pot ajuta să scap de poliție? Mă puteți ajuta să găsesc un avocat bun? Gen, și să mă scoatem toată chestia asta, să mergem la judecătorie, să le explic tot ce mi s-a întâmplat și poate ei mă vor ajuta și toată lumea își va da seama că nu e vina mea? Te poți alea cu noi pentru a crea un grup de infractori. Avem niște planuri mărețe pentru a face o tonă de bani, dar nu-ți putem spune nimic despre asta. Dacă vrei să afli și totodată ești dispus să ne te alături, trebuie să cobori împreună cu mine la subsol. Sau poți pleca. Da, te las să pleci, nu sunt la poliție, tu alegi. Deci, fraților, am de făcut o alegere. Stați 2 secunde, o să mă duc în bucătărie să stau cu gândurile mele. Nu o să plec, o să stau aici cu gândurile mele. Deci, boys, am de făcut 2 alegeri. Ori să plec de aici, mă lasă să plec. Nu știu cât de adevărată e chestia asta, însă dacă fug, nu o să mă prindă poliția. Deci degeaba sună ei la poliție dacă vor să-mi pună bețe în roate. Însă cealaltă variantă este să mă aliez lor, să fac bani de un avocat și nu știu ce. Însă trebuie să mă duc cu domnul Rădoi, cu amândoi la subsol, bro. Însă la subsol, fraților, ce se întâmplă dacă cumva mă prind, mă țin captiv acolo și sună la poliție ca să primească cei 5.000 de dolari? Bro, nu știu ce să fac, man. Efectiv, mi se par foarte suspecți. Ați văzut că și ei țin țin acolo un secret de vreo 15 ani. Știi ce zic? Adică sunt niște oameni foarte parșivi. Voi ce ziceți, fraților? Să plec, să-mi caut alt domiciliu sau ceva de genul? Sau să mă alătur lor cu riscul, grijă mare, cu riscul foarte mare de a-mi lua țeapă și ei să mă bage în subsol? Și surori, vreau să vă recunosc că sunt destul de speriat. După cum puteți vedea, am coborât la subsol împreună cu familia Rădoi. Din fericire, boys, nu m-au răpit cum am crezut eu data trecută. Însă, fraților, după cum puteți vedea, așa arată subsolul lor. Adică, băi, mie mi se pare foarte, foarte ciudat. Mai degrabă, boys, ăsta nici nu pare ca un subsol. Pare că ei, efectiv, au venit de aici cu o scară și au spart ei manual aici. După cum puteți vedea, e foarte multă pânză de paianjen, sunt niște rafturi goale și este doar un cisp aici. Și ideea e că domnul Rădoi și cu doamna Rădoi mi-au zis că au să-mi dea o veste foarte, foarte mare și nu știu la ce să mă aștept. Sper în continuare că nu o să mă răpească. Adică sper că și-a dat seama că eu valorez mai mult de cei 5.000 de dolari pe care îi oferă poliția în cazul care ei mă denunță acolo. Hai să vedem ce are de spus domnul Rădoi. Bun, Marius, după cum ți-am spus, odată ce ai intrat în acest subsol, nu mai poți să dai înapoi. Băi, dar efectiv fraza asta că nu mai poți să dai înapoi, bă, mă sperie, băi, pentru că nu înțeleg în ce naiba mă bag. Hai să vedem. Deoarece urmează să afli niște informații foarte importante. Ok. Ai nevoie de bani, nu? Da, am. Și noi. Ei bine, diseară urmează să facem o tonă de bani. Cum adică, fraților, diseară urmează să facem o tonă de bani? Dar ce o să fie diseară? O să plouă cu bani din cer sau care-i treaba? La 2 străzi de noi locuiește domnul Richard, ok? El este un domn foarte de treabă, însă este putred de bogat. Are foarte mult aur la el în casă, deoarece și el se ocupă cu infracțiunile și nu poate să-și ducă banii la bancă pentru că îl prinde poliția. Ok, deci nu înțeleg, o să ne asociem cu domnul Richard ăsta, boys, în cazul în care nu știați. Dacă faceți bani ilegal cum fac infractorii ăștia, nu vă puteți duce banii la bancă, pentru că dacă faceți chestia asta, o să vă prind de poliția și o să vă întrebe de unde aveți banii aia. Și că domnul Richard își ține toți banii / aurul pe care l-are la el în casă. Ok, păi și ce o să facem? O să mergem la domnul ăsta Richard, o să colaborăm cu el, o să-i cerem împrumut niște aur sau care-i treaba? Însă, el este plecat în vizită la fiica lui de 1 săptămână și o să vină abia la finalul lunii. Ok, astfel, eu împreună cu minunata mea soție am făcut un plan ca să îi spargem casa și să furăm cât aur putem. Domnule Rădoi, vreau să spun o chestie sinceră, gen, gândiți-vă la mine. Eu sunt căutat de poliție în momentul de față și ați spus că după ce fac rost de bani o să mi se găsească ceva avocat și o să reușesc să scap. Însă, băi, dacă o să dau un jaf, dacă o să sparg o casă și poliția o să afle, o să rămân pe bune în închisoare toată viața mea. Cum e asta un plan bun? Și stai liniștit că nu ai auzit cea mai tare parte. Care e cea mai tare parte? Băi, nu-mi place. Deci să vă spun că de la început mie nu-mi place planul ăsta, pentru că, băi, dacă se duce domnul Richard la poliție, ce o să facem, boys? Ia spuneți dumneavoastră. Cea mai tare parte este că, având în vedere că și el este infractor, ce o să facă? Cum adică ce o să facă?
O să meargă la poliție? Nu poate să facă chestia asta. Da, chiar, voice, băi! Și domnul Richard e infractor. Ce o să fac? O să meargă la poliție să spună că eu am făcut niște bani ilegal și mi s-au furat? N-are cum să facă chestia asta. Băi, au dreptate, bro. Putem să dăm oare jaf. Ei bine, diseară domnovitura, uite-te în ce-s, deoarece acolo este planul care a fost scris pe înțelesul oricui și acolo sunt toate sarcinile noastre. Ok, boys, băi, îmi place foarte mult asta și m-am mai gândit și îmi place foarte mult cum sună acest plan și eu zic că, băi, avem foarte mari șanse de reușită, fraților. Hai să vedem ce scrie în planul ăsta, plan. Hai să știm, să vedem care este treaba. Plan jaf domnul Richard. Hai să auzim. Deci jaful începe la miezul nopții. Ok, deci toată lumea o să se alinieze acolo când o să fie noapte la miezul nopții. Bănuiesc că doamna Rădoi, deci aici zice sarcinile noastre, ce facem fiecare, hai să vedem. Doamna Rădoi merge și strică toate camerele de supraveghere din zonă, iar după rămâne afară să țină de șase. Băi, mi se pare cinstit, doamna Rădoi merge, scoate camerele să nu ne prindă nimeni și până la urmă este femeie, nu poate să intre în casă, că dacă apare domnul Richard de undeva și noi ne mergem ca bărbați înăuntru. Deci eu zic că este foarte logic. Domnul Rădoi împreună cu Marius vor intra în casă. Domnul Rădoi va lua laptopul cu el ca să hecuiască toate seifurile din casa domnului Richard. Cât timp el o să stea la laptop și o să facă chestia asta, Marius se va duce și va lua tot aurul. În casă este aur care valorează peste 2 milioane de dolari, iar planul este să fie extras de acolo în mai puțin de 15 minute. Aici zice executat, dar cred că se referea la extras. Băi, fraților, deci spre deosebire de alte planuri pe care le-am văzut, ăsta mi se pare chiar foarte, foarte bun. Deci doamna Rădoi stă afară, face toate camerele de supraveghere să nu mai funcționeze, eu cu domnul Rădoi intrăm înăuntru, el hecuiește seifurile și eu le deschid și iau aurul din ele. Accept, ne băgăm, deci diseară mergem la casa domnului Richard să-i furăm tot aurul, pentru că este un infractor și până la urmă merită jefuit. Eu zic să nu mai pierdem timpul, eu o să mă duc sus, o să mă odinesc puțin și ne vedem diseară când o să dăm jaf. Bun, frați și surori, în momentul de față este miezul nopții și după cum puteți vedea, am sărit gardul și am ajuns la domnul Richard în curte. După cum puteți vedea, nu vedem pe nimeni în casă, asta înseamnă că informația pe care a avut-o domnul Rădoi este 100% adevărată și domnul Richard este plecat. Asta înseamnă că tot ce mai rămâne este să intrăm în casă și să furăm tot aurul. Hai să vedem ce are de spus. Bun, am intrat în curte, în fix un minut o să fie miezul nopții și trebuie să dăm drumul la plan, deci mai avem un minut, frate. Fix cum am vorbit, Marius, da? O să mă instalez în sufragerie și cât timp hecuiesc eu toate seifurile, tu le cauți pe toate din casă și furi aurul din ele. Înțeles, boys? Deci, efectiv, este cel mai simplu plan. Deci, foarte, foarte simplu. Acum o să meargă doamna Rădoi, o să scoată camerele, noi intrăm înăuntru, eu doar mă plimb prin casă și colectez aurul. Asta e tot ce trebuie să fac. Eu zic că, pe bune, este un plan chiar foarte, foarte bun. Hai să vedem. Doamna Rădoi știe ea ce să facă, nu te panica. Am înțeles și nici nu m-am panicat, nu o să zic absolut nimic. Hai să vedem. Fix acum mă duc să stric toate camerele de supraveghere din zonă, să nu știe nimeni că am fost aici. O să-mi ia maxim 5 minute, dar după o să stau încă 10 afară să vă aștept. Ar fi bine să terminați în 10 minute. Dacă nu o faceți, o să plec fără voi. Stați liniștită, doamna Rădoi, pentru că, băi, până la urmă, dacă cumva, doamne ferește, se întâmplă ceva și nu reușesc să iau tot aurul, o să plecăm, că, băi, oricât aur luăm e bine. Știi ce zic? Pentru că aurul constă în foarte, foarte mulți bani. Eu zic să nu mai pierdem timpul și hai să intrăm în casă. Bun, fraților, împreună cu domnul Rădoi am reușit să mă strecor în casă. După cum puteți vedea, casa este plină de ceturi de genul și aici domnul Rădoi și-a pus laptopul și bănuiesc că acum o să înceapă să hecuiască. Hai să vedem. Bun, Marius, am început hack-ul. Deja 70% din seifurile din casă sunt deschise. Mergi peste tot și golește tot aurul pe care îl vezi. Mai ai 12 minute la dispoziție. Fugi, ok, boys, deci avem 12 minute să luăm cât mai mult aur. Hai să începem să căutăm toată casa. Mamă, boys, cum ar fi ca, doamne ferește, zic și eu așa puțin, să fi avut domnul Richard să genul să fi știut chestia asta și să fie cineva în casă să ne atace, doamne ferește, să nu se întâmple chestia asta. Ok, hai să vedem. Hopa! Deci deja am găsit 4 lingouri de aur. Vreau să văd câte lingouri o să putem găsi. Deci vedeți, astea sunt toate seifurile. Bănesc că toate chesturile sunt seifuri. Ok. Avem deja 12 lingouri de aur. Mamă, băi, îmi face maxim, băi. Da, am așa și o mică emoție, vă spun sincer că cumva o să fiu prins, avem 22. Hai să mergem sus la etaj. Acum, ba nu, pentru că mai este și un garaj pe aici, este ceva în garaj. Mamă, băi, ăsta, deci Richard ăsta are seifuri peste tot. Vă dați seama câți bani are. Mamă, băi, câți bani înseamnă lingourile astea de aur. Hai să vedem, aici mai avem încă un lingou. Ok, bă, dar mă gândesc dacă are vreo rezervă secretă. Ia, aici are ceva, boys?
Aici are ceva. Ia să vedem pe afară, pe undeva. Mamă, boys, mamă, să nu cumva să ies din casă. Pe aici nu cred că are nimica, nu? Adică trebuie să căutăm peste tot. Ia aici, are furnace, nu are nimic. Hai să mergem și la etaj. Deci eu zic, boys, putem confirma. Ia, mergem și name-urile astea, ne uităm. Deci putem confirma că tot etajul, tot parterul a fost golit. Da, domnul Rădoi acolo. Probabil doamna Rădoi pe aici îți place camerele de supraveghere. Hai să mergem și sus, fraților. Ok, mamă, ok. Hai să vedem. Bun, deci după cum puteți vedea, nu e nimeni. Ok. Aici, băi, aici nu e niciun chest? Era numai jos, bro? Ah, ba nu, uite aici unul, ok, 5 de-astea, ok. Bun, bă, hai că-mi place, ok. Băi, eu vreau să mă peste tot, uite și aici încă unul, că 5, mamă, deci deja avem 36 de lingouri. Ok, fraților, bă, nu vreau să ratez absolut nimica bună. Hai să mă duc aici prima dată. Hopa, asta-i baia, nu cred că are și în baie, bro. Efectiv, ar fi ciudat, nu are. Are un double chest cu 12, mamă, de halito, bro! Are și în baie, efectiv, are 12 lingouri de aur ascunse în baie. Deci, mamă, fraților, băi, cât aur are omul ăsta la el în casă. După cum puteți vedea, avem 48 de lingouri. Holy shit, și mai avem încă o cameră. Deci fiți atenți, eu cred că în toată casa este un stack efectiv de lingouri de aur. Hai să vedem. Bro, fraților, cât timp eram, băi, când m-am dus la etaj, nu era nimeni în camera aia. Băi, cineva aici? Bro, e cineva în camera aia. Cineva pe nume Bubico. What? Fraților, ați văzut și voi? Adică nu cred că am luat eu rasna. Când am mers pe aici nu era nimeni sus la etaj. Băi, ce se întâmplă? De ce e acolo un anume Bubico? Cine-i Bubico? Să mă duc înăuntru? Sau să mă duc la domnul Rădoi? Mă duc înăuntru, fraților, n-am ce să fac. Mă bag cu el dacă e ceva. Băi, dar, nu știu, pare mic. Adică, după cum puteți vedea, pare, o fi că e un copil? What? Nu cred că domnul Richard și-ar fi lăsat copilul, gen, plus că e la fiica sa. Adică, el s-a dus să-și viziteze copilul. Cine-i Bobico, bro? Ia să intrăm înăuntru. Stai. Mâinile sus! Oh, boys! Bobico este un cățeluș, bro! O fi că s-a trezit când a auzit că am intrat în casă. Ia aici ce avem? Avem aur? Ok, mă uite și acolo, mamă, pe unde ascunde asta aur peste tot. Boy, este un cățeluș, man. Mamă, domnul Richard ăsta pe bune n-are suflet. A lăsat câinele singur acasă timp de 2 săptămâni, nu? Că 2 săptămâni o să fie el plecat, că e plecat deja de 1 săptămână. Și o să mai fie plecat încă 1 săptămână. Boy, se vede pe el, boy, că este foarte înfometat, fraților. Băi, o să vorbesc cu domnul Rădoi. Vreau să luăm câinele asta. Vreau să luăm, băi, pe bune. L-a lăsat domnul Richard aici. Ce om fără suflet, bro. Hai să-i zic la domnul Rădoi veștile. Let's go. Hai să vedem. Domnule Rădoi a mers în toată casa și am adunat 58 de lingouri de aur. Uitați aici. Însă totodată sus am găsit acolo un cățeluș. Eu zic să luăm pe bune, mi se face mine de el să stea acolo așa singur. Wow, Marius, ăsta este de departe cel mai mare jap pe care l-am dat în viața mea. Câte lingouri de aur avem, nu-mi vine să cred. Da, suntem buni pe bune. Și legătură cu câinele, eu personal țin foarte mult la animale. Ar fi foarte frumos să-l iei. Cum adică să-l iei, să-l luăm, adică. Dar ține minte, în cazul în care domnul Richard te caută, câinele bănuiesc o să ajute și o să fie ușor de găsit. Dacă vrei, ia-l, dar nu stă cu mine în casă. Holy shit, boys, oricum eu plec după ce s-a întâmplat chestia asta. Gen, eu o să plec de la familia Rădoi după ce împărțim leafa de pe jaf. Ce ziceți, fraților, să iau câinele, gen, cu riscul că s-ar putea, gen, să ajute la găsirea mea în cazul în care mă caută domnul infractor Richard? Ce ziceți, boys? Nu pot să las cățelul ăla acolo să sufere. Eu zic să-l iau, dar acum spuneți și voi, turori, îl mai știți pe Bubico, câinele de data trecută? Ei bine, fraților, am o veste foarte proastă pe care vreau să vă spun. Glumeam! Nu am nicio veste proastă, după cum puteți vedea, l-am adoptat pe Bubico. Ok, practic nu l-am adoptat. Practic l-am furat, însă până la urmă l-am salvat, fraților, și de acum Bubico este câinele meu. Sper că nu v-ați speriat la ce m-am spus la început, am vrut să fac și așa o mică glumă. Însă, după cum puteți vedea, boys, Bubico o să mă însoțească, pentru că chiar acum urmează să plec din casa familiei Rădoi. Sunt aici cu ei, o să împărțim
aurul și o să plec, o să-mi văd de drumul meu. Hai să vedem care este treaba. Tinere, după ce facem împărțeala, să nu te mai văd la mine în casă, mai ales cu câinele ăla. Este doar ce drăguț este Bubi, că este câinele meu, boys. Ok, ok, am stat aici cu soția mea și am făcut un calcul. Iar după toate cheltuielile, timpul pierdut și costul materialelor, ție ți-au rămas 6 lingouri de aur. Numai 6 din 58 sau câte erau. Băi, asta-i țeapă pe față, bro, cu adică numai 6. Dar na, acum ce o să fac, o să mă ia la bătaie cu ei. 60.000 de dolari, toți sunt o tonă de bani, ce aveți? Ok. Bun, 60.000 de dolari chiar sunt buni. Știu că tu crezi că știu că poate crezi că e puțin, dar hei, e destul să-ți iei avocatul ăla și să scapi de toată prostia asta. Ok, băi, într-adevăr, 60.000 de dolari, avocatul o să mă coste vreo 10.000 de dolari, deci o să mai am încă 50.000, deci practic tot am o tonă de bani. Însă, vreau să vă pun o întrebare, băi, cum ajung și eu la un avocat bun? Gen, știți, băi, că, boys, că eu am făcut chestia asta, am luat acești bani ca să mă duc la un avocat și să, na, să mă scoată din încurcătura asta, că după cum știți, în continuare sunt căutate de poliție, fraților, și nu e deloc bine și trebuie să scap din chestia asta, știți cumva? Uite aici lingourile, Marius, și totodată îți dau și un sfat. Ok, uite, 6 lingouri de aur, bubico, avem 6 lingouri de aur numai pentru noi, micuțule, ok. La vreo 10 km de orașul nostru se află un oraș mai mare, unde este și un cabinet de avocatură. Ok, acolo sunt cei mai buni avocați din țară, crede-mă, ne-au scos din cele mai proaste situații. Merge acolo, la cabinetul avocații Luca. Ok, boys, deci doamna Rodoi îmi spune că la 10 km de orașul nostru este un alt oraș și în orașul ăla se află un cabinet de avocatură numit Avocații Luca și spune-le că ai fost trimis de familia Rădoi, ei te vor ajuta. Sunt trei frați, unul din ei 100% îți va rezolva cazul, până atunci pleacă de aici și tu și câinele ăla. Băi, familia Rădoi, vă mulțumesc, adică a fost o perioadă foarte interesantă să colaborez cu voi. Vă mulțumesc foarte mult și o să merg. Deci cum? La Avocații Luca, așa se numește cabinetul. Păi acolo să merg, însă până atunci, Bubico, hai să ieșim de aici, că eu presim că ăștia sunt niște oameni răi. Frați și surori, nu știu dacă a trebuit să mă obișnuiesc cu chestia asta, însă tocmai ce am plecat de la familia Rădoi de pe drumul ăla și mergeam cu Bubico pe stradă și după cum puteți vedea, a venit direct o fetiță la noi. Deci voi zbănuiesc că de acum, dacă o să merg cu Bubico pe stradă, o să fiu atacat într-un fel de către copii, pentru că toată lumea vrea să-l vadă. Și acum, boys, pentru că am plecat și din casa familiei Rădoi, băi, vreau să vă spun că sunt foarte mândru de ce am realizat. Avem 6 lingouri de aur și pe lângă chestia asta avem și un nou, băi, prieten, adică Bubico o să fie non-stop cu mine. Efectiv, eu cu Bubico suntem ca și Dorian Popa cu Cheluțo. Efectiv, uitați-vă la el, băi, și e foarte foarte drăguț, adică, băi, uitați-vă la el, nu e rău, nu mușcă, nu l-am auzit în viața mea să latre, nu face absolut nimic, doar merge cu mine, zâmbește și doarme, adică e foarte foarte tare. Tu ce zici, fetițo? Vanessa, îți place de cățelușul meu? Wow, domnule, ce cățeluși drăguți aveți. Mulțumesc, băi, chiar e mișto. Adică, băi, e Bubico până la, uitați-vă cât de mișto e. Nu știu dacă o să mă credeți, însă seamănă foarte mult cu cățelul unchiului meu. Și ce să vedeți, și pe ăla îl cheamă Bubico. Mamă, băi, cât de mică e lumea, frate. Efectiv, deci fata asta are un unchi care are un cățel care seamănă cu Bubico. Și ce să vedeți, îl cheamă tot Bubico. Nu credeam că mai există căței de genul, știți? Unchiul meu este foarte bogat și a cumpărat o rasă de căței foarte rară. Ok, boys. Cred că mi-am dat seama cine e uncle. Ok, Vanessa, noi o să plecăm de aici, noi o să plecăm. Băi, Bubico, vino cu mine, băi, vino cu mine, ok. Hai, așa că noi o să plecăm, pa, pa, Vanessa, pa, pa, boys, în cazul în care nu v-ați dat seama, unchiul Vanessa este chiar domnul Richard, pentru că a zis că are un cățel care seamănă cu Bubico, îl cheamă Bubico și că unchiul său e foarte, foarte bogat. Eu zic, Bubico, să vină cu mine, bă, uitați-vă cum vine după mine, boys, doamne, cât de tare e, efectiv, uitați-vă cât de tare e să ai un cățel de genul. Nu știu de ce nu mi-am luat unul de când am început toată nebunia asta. Efectiv, am trecut prin atâtea momente singur și alături deodată și de prietenii mei, însă eu zic că acest cățeluș o să mă ajute foarte, foarte mult. Așa că, Bubico, vine după mine, micuțule, o să mergem în oraș, dar unde să mergem? Mă, fiți atenți, boys, înainte să...
înainte să plec din oraș propriu zis, o să mergem la un pet shop. Vreau să mergem la un pet shop să-i luăm niște chestii lui Bubico, gen, să-i luăm, nu știu, ceva de ronțăi, ceva de joacă, ceva să nu se plictisească. Hai să mergem pe aici. Nu, hai că pe aici trebuie să luăm, o să ajungem în oraș și neapărat trebuie să găsim un pet shop pe acolo, gen un magazin pentru animăluțe. Bun, fraților, sunt aici la pet shop și haideți să vă arăt ce am cumpărat lui Bubico. Prima dată eu am luat 3 mere ca să mănânce. Băi, eu zic că e destul de mișto, adică Bubico mănâncă, îți plac astea 3 mere. I-am luat 5 bucăți de lână ca să aibă cu ce să se joace, adică voi supuneți că o să plecăm din oraș cu un taxi, adică o să comandăm un taxi sau ceva de genul. Nu știu cum o să comandă o taxi, însă o să o întreb pe doamna asta, pentru că probabil având în vedere că locuiește aici în oraș, știe și ea. Aici avem 5 bucăți de string, 5 bucăți de ață iară să se joace. Avem 4 oase să se joace pentru că este un cățeluș și boys, piesa de rezistență. I-am luat o mare jucărie pentru căței, care este un police boat, adică este o barcă de poliție și se poate juca cu ea. Eu zic că e foarte, foarte mișto și bă, uitați-vă la Bubico, se vede pe el că e foarte, foarte fericit și eu zic că bă, să fie bine. Adică, băi, m-am gândit și eu zic că chestia asta e ajung, boys, pentru că până la urmă a zis aia că orașul este la 10 km de orașul nostru, adică este un drum de vreo 15-20 de minute, nu știu ce poate să facă în afară de să se joace cu chestiile astea. Adică, bănesc, i-am luat destul și totodată cam prea mult, însă acum haideți să le plătesc. Bună ziua, uitați, am și aici toate chestiile astea, vă rog, o să plătesc cu cardul. Uitați-vă, ok, o să iau toate astea, gen. Bun, uitați-vă aici toate chestiile pe care le am. Și am și o întrebare, hopa, asta este, să iau Apple astea să le pun aici. Trebuie să le pun pe toate acolo, boys. Mamă, lasă-mă să le pun pe toate acolo, așa. Bun, deci și am o întrebare la dumneavoastră. Eu sunt relativ nou în oraș și ar trebui să plec în orașul de lângă. Așa că puteți da un număr de telefon sau să-mi spuneți unde este o dasă de taxiuri ca să iau un taxi, pentru că, băi, am înțeles că orașul de lângă e la vreo 10 km și bănesc că m-ar duce taxiul până acolo, nu? Bună ziua, tot o să vă coste $16, nicio problemă. Și pentru ieși din oraș, nu știu dacă puteți lua taxi. Hopa, însă cunosc eu pe cineva, un taximetrist pensionat care vă poate duce. Vreți să-l chem? Ajunge aici în 5 minute. Băi, da! Da, chemați-l, vine aici, îl plătim desigur puțin mai mult decât de obicei, dar nu știu dacă poate să coste mai mult de $20 toată cursa de taxi, cred că și exagerez în momentul de față, de o să dau $20, adică undeva la aproape 100 de lei, ca na, până la urmă ne duce, ne ajută și toate chestiile astea, așa că da, vă rog, chemați-l, eu să stau aici cu câinele meu și o să-l așteptăm. Frați și surori, am ieșit de la pet shop și nu o să vă vine să credeți ce tocmai am văzut. În primul rând, a ajuns și băiatul ăsta taximetrist pe care îl cheamă G. Însă, fraților, nu o să vă vină să credeți ce magazin există lângă acest pet shop. Fiți atenți, sunteți pregătiți? 3, 2, 1 și... Efectiv, boys, este magazinul lui Mr. Beast. Aici se vând tricourile și mărciul pe care îl are Mr. Beast. Mi se pare foarte, foarte mișto. Nu vine să cred, băi, care erau șansele să nimerez fix lângă acest magazin. Însă, din păcate, nu avem timp să cumpărăm ceva de acolo. Și a venit băiatul ăsta, Gigi. Bună ziua! Eu împreună suntem, gen, eu sunt doar unul, să am și un prieten, adică pe micuțul Bubico. Deci practic suntem doi. Vrem să mergem până în orașul de lângă, care am zis că este la vreo 10 km. Bănuiesc că este cel mai apropiat oraș. Cât o să mă coste? Hei, salut flăcăilor, eu sunt Gigi și m-a chemat doamna vânzătoare că cica trebuie să vă scot, că a trebuit să scot pe cineva din oraș. Bună, Gigi, eu sunt Marius, hai, ne urcăm o mașină. Vai, domnule, eu credeam că sunteți doar oameni, nu și animale. Nu vă pot duce, poate cățelul este agitat și îmi zgârie mașina, îmi pare rău. Nu s-ar întâmpla așa ceva. Credeți-mă pe bune și ar trebui să ne grăbim, boys, pentru că dacă cumva trece poliția prin zonă, sunt ca și mort, adică așa că trebuie să mă grăbesc. Pe bune, nu este agitat, uitați-vă la el cât de drăguț este, nu ar face așa ceva. Dar, văd că aveți ceva acolo, cumva niște lingouri de aur, da. Pentru un lingou vă iau. Bro, what? Un lingou? Adică $10,000? Cum adică? Băi, tu ești nebun? Dau $10,000 pentru o cursă cu taxiul? Dar vine poliția, boys, dacă nu plec. Mamă, băi, nu vreau să dau $10,000 pentru o cursă cu taxiul. Însă, fraților, am doar două variante aici. Ori mă duc cu una cursa normală, cât poate să fie, $20-30 și l-abandonez pe Bubico aici, pentru că eu trebuie neapărat să plec, pentru că de nou vine poliția și asta nu e o variantă. Sau dau un lingou de aur, adică $10,000, și le-am și pe Bubico. Nu știu, fraților, ce ziceți, băi, să dau $10,000 pentru o cursă cu taxiul doar ca să nu-l abandonez pe Bubico aici? Adică, băi, eu chiar nu știu ce să... Ce mă doare capul și spatele.
Fraților, unde mă aflu? Adică ultima dată am intrat într-o mașină de taxi și acum sunt aici. Uite și pe Bobico cu mine. Băi, unde mă aflu, boys? De ce sunt în celula asta sau care-i ta? Aoleu, ce ești tu? Andreea, unde ne aflăm, Andreea, îmi poți spune? Băi, fraților, unde mă aflu? Adică m-am trezit cu durere maximă de cap, mă dorecea la ceafă și spatele și m-am trezit aici. Unde n-ai să sunt într-o celulă sau care-i treaba? De aici e apă. Andreea, tu cine ești? Bună, îmi poți spune unde mă aflu? Nici eu nu știu unde mă aflu. Acum ceva timp am dat comandă de un taxi, am adormit pe drum și acum m-am trezit aici. Și eu la fel. What? Și eu la fel, gen, și eu am făcut fix la fel. Am dat comandă de un taxi, mi s-a zis că o să mă duc în celălalt oraș. Am venit din orașul de lângă, trebuia să mă duc în celălalt. Și m-am trezit aici. Oh my god, cred că am fost răpiți. Ok, trebuie să ne calmăm prima dată. What? De ce să fim răpiți? Mamă, nu mai am nimica la mine, boys, nu mai am aurul la mine, nu mai am nimica. Am fost jefuiți efectiv. Probabil taximetriștii au pus ceva în mașină sau nu pot să-mi dau seama cum și ne-au răpit. Încearcă să ne scoți de aici, rupe barilele, fă ceva. Cum să ieși de aici? Imposibil, efectiv. Uitați-vă, frate-s bariere peste tot, n-au cum să ieși de aici. Sau? Hopa, ia să-ți spun că mi-am venit o idee. Mi-a venit o idee, fiți atenți, o să sparg ăsta, o să fac un crafting table și un pic ca să ies de aici. Holy shit, bro. Păi nu mi-a dat ăsta! Bun, fraților, nu știu ce a avut, dar într-un final mi-a dat asta 3 locuri. Ok, trebuie neapărat să ieșim de aici pe bune. Ok, o să fac asta și o să fac un pic cât mai rapid și o să ies din locul ăsta. Unde naiba ne aflăm, bro? Adică suntem undeva... Opa, aici e un acoperiș? Bă, suntem într-o casă în munte? Sau care-i treaba? De ce suntem închiși aici, bro? În fine, ia să vedem. Să-ți puțin să îmi fac un pickex, ok. Și o să încerc să spar bariera asta cu pickex-ul ăsta, o să meargă. Ia stai, hai să mergem pe aici, să spar numai una. Ok, hai să sparg asta. Bun, fraților, am spart-o și uitați-vă unde ne aflăm. What? De ce suntem aici, bro? De ce stai aici împreună cu fata asta pe nume Andreea și cu Bubicu? Am fost răpiți? Ok, stați puțin, băi, că vreau neapărat să mă uit și pui eu puțin în zonă, să văd care-i treaba, gen. Adică cine bă se află pe aici, bro? Suntem undeva în munți? Like, care-i treaba? Hopa, hopa, deci, aici este un fel de ponton. Ok, dar am evadat, gen, adică acum putem să plecăm, nu? Ia să mă duc pe aici, băi, vreau să văd care-i treaba, gen, care-i treaba pe aici. Hopa, hopa! Băi, ce asta veni, o casă? Hopa, e cineva acolo, holy shit, ok. Ok, stați 2 secunde. Mamă, stați că sunt niște persoane aici. Deci aici cred că e ceva loc. Mamă, hopa, e cineva acolo, ia stați. What? Cine e acolo, bro? Oh, mamă, acolo e baia. Ok, acolo e Gigi, taximetristul. Și încă un băiat pe nume Dorel. O fi că ăla e taximetristul care a dus-o pe fata aia. Bro, ăștia ne-au răpit pe bune. Și ne-am oprit în popasul ăsta care abar n-am ce e, na, e un loc în pădure plin de gen, un loc așa mai retras din pădure. Ok, ăștia ne-au răpit. Păi bă, fraților, ăștia 100% nu știu care-i treaba cu noi. Nu, adică nu știu că am evadat, așa că o să mă duc să-i zic la Andreea să plecăm noi bă de aici odată, știi ce zic? Adică nu au ăștia ce să ne facă, nu știu, dau seama că evadăm, așa că o să iau și pe aia și pe Bubică și o să plecăm din locul ăsta blestemat. Bun, fraților, m-am întors în locul ăsta unde am fost răpiți, mi se pare foarte, foarte ciudat ce se întâmplă. E bine că până la urmă Bubică este bine, însă Andreea, fii atentă, m-am dus acolo și suntem în ceva, bar n-am popaz din pădure, e un loc mai retras, însă taximetriștii noștri la baie. E Gigi, taximetristul meu și bănesc că Dorel, taximetristul tău. Eu zic că acum e momentul oportun să plecăm de aici, dar nu știu unde să ne ducem, bro. Marius, nu putem să plecăm niciunde. De ce? Am ieșit și eu puțin pe afară și am văzut că toți copacii sunt plini de camere de luat vederi. What? Bro, what? Nu suntem într-un loc ales la întâmplare. E ceva la mijloc. Locul ăsta e făcut special ca cineva să fie răpit în el. Fraților, încep să mă sperii. Cum adică? Adică afară, efectiv, e plin de camere de luat vederi. Locul ăsta e făcut special să fie cineva răpit în el. Dar unde naiba suntem? Și ce vor oameni de la noi? Adică, până la urmă, pe mine m-a jefuit ăla și mi-a luat aurul. Știi ce zic? Adică, na, să-l păstreze până la urmă. Fac eu rost de alt aur. Zic așa, dar nu cred că fac rost, dar...
Acum ce vrea de la mine? Opa, sunt mai aproape. Oh my god, vin. Oh my god, ia stați boys. Cred că sunt mai aproape. O să vină la noi, uiteți acolo. Cred că și-a dat seama că ne-am trezit. A zis Andreea că sunt camere peste tot aici. Păi atunci ai că aștept să vină, să vedem ce au de zis, bro. Poate e o mare greșeală, Doamne ajută, însă nu cred că e cazul. Bun, fraților, Gigi și Dorel ne-au scos și pe mine și pe Andreea și pe Bubico afară și au zis că vor să ne spună ceva. După cum puteți vedea, se uită destul de urât la noi și nu știu, boys, am un sentiment prost despre chestia asta. Cred că o să se întâmple ceva foarte prost, însă hai să vedem de ce ne-au răpit până la urmă. Of, v-ați trezit mai devreme decât credeam, dar aveți noroc, șeful deja a ajuns. What? Șeful deja a ajuns? Ce șef, bro? Totodată, foarte bună alegere ați făcut să nu fugiți. Inițial vrem doar să vă furăm organele, dar dacă fugeați, nu mai erați prin preajmă. What? Am fost răpiți ca să ni se fure organele? Băi, e o glumă proastă. Nu, voi faceți glume, gen. E o glumă, nu? Gata cu plânsetele, șeful a ajuns aici și e pe cale să vă ducă în locul secret. O să trebuiască să beți o băutură de amețire. A, și nu cumva să fiți nepoliticoși cu șeful, el este un om mai impulsiv și s-ar putea să vă împuște? Întrebări? What? Băi, m-am urcat într-un taxi și am ajuns în locul în care sunt răpit ca să mi se fure organele? Băi, ce se întâmplă, fraților? Ce se întâmplă, Andreea? Doamne, cred că am un atac de panică. Am doar 18 ani. Cum mi se putea mie întâmpla chestia asta? Cum se putea să mi se termine mie viața așa tragic? Am doar 18 ani, nu e corect. Dar de ce totul mi se întâmplă mie? Sunt prea tânără ca să mor așa. Calmează-te, Andreea. Trebuie neapărat să găsim o modalitate cum să ieșim de aici. Însă până atunci o să fim duși la șeful. Habar n-am cine e șeful ăsta. Fraților, uitați-vă unde am ajuns. A venit șeful, adică domnul Cârlig. Și după cum puteți vedea, domnul Cârlig are pe față o mască de Wither Skeleton. E uman? Băi, cine e ăsta? Cine e domnul Cârlig? El este șeful nostru, șeful vostru, șeful tuturor. Domnul Cârlig. What? Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu fața lui omul ăsta, fraților? Ce naiba e? El este șeful nostru, șeful vostru, șeful tuturor. Domnul Cârlig. What? Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu fața lui, acum 11 ani a mers într-o întâlnire de afaceri cu niște americani. Și dacă te duci la o întâlnire de afaceri cu americani, îți ajunge fața așa? Sau care-i treaba? Inițial, credeți că e o poveste, auziți aici. Inițial totul mergea bine, doar că acei americani voiau să-l omoare pe domnul Cârlig, așa că l-au dus cu barca în mijlocul oceanului și l-au aruncat acolo. Ok, el s-a luptat acolo cu 6 rechini și a omorât pe toți, doar că fața lui a fost plină de zgârieturi. Tu vrei să spui mie că băiatul ăsta a omorât 6 rechini, frate? Mamă, ok, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine ce se întâmplă. După ce au făcut asta, a notat până la mal și au omorât și pe partenerii de afaceri americani. De atunci îi se spune domnul Cârlig, deoarece până și piraților este frică de el. Bro, what? Și mie mi-e frică de el. Omul ăsta, boi, s-a omorât 6 rechini de unul singur, în mijlocul oceanului. Băi, ce naiba, Dorel? Da, știu, o poveste impresionantă, însă șeful mai are încă 100 la fel. Și acum a intrat în lumea digitală, se ocupă cu internetul ascuns, cu deep web-ul, dacă îți dai seama ce zic. Și a deschis un nou site unde vinde organe și din păcate voie să ajungeți pe acel site. Haideți, beți poțiunile și toți la mașină. Ce să beau, frate, ce sunt poțiuni, băi? Ok, domnul Cârlig, te-ai arătat bine în gura unui rechin. Vedem, poate rezolvăm, ha ha ha. Fraților, am ajuns în mâna unor oameni foarte, foarte periculoși. Andreea, ce facem? Ce facem dacă așa domnul Cârlig ăsta omoră 6 rechini? Ce putem face cu el? Marius, Doamne, ce oameni periculoși. Ce zici, să mergem la mașină și să încercăm mai târziu să evadăm sau să fugim acum? Nu știu dacă e o idee bună, după cum vezi, toți sunt armați și sunt 6 de 90% să ne împuște. Dar nu știu ce se poate întâmpla după ce intrăm în mașină. Poate atunci o să avem 600% să murim. Fraților, ce ziceți? Să bem poțiunile, să ne conformăm ideilor și după când ajungem în locul unde o să ne țină captivi, să încercăm să evadăm sau să fugim acum?
Adică, băi, toți sunt armați, toți au arme. O să ne împuște dacă ieșim, s-ar putea să murim. Nu știu, fraților, eu zic, gen, părerea mea ar fi să-i lăsăm să ne ducă la locul ăla și atunci să facem planul. Nu să luăm așa decizii pe, gen, pe faptul că suntem speriați. Voi ce ziceți? Fraților, cred că în momentul de față mă aflu în cea mai periculoasă situație în care am fost vreodată în viața mea și nu mint deloc. Cred că niciodată nu am fost așa speriat, paranoic și stresat în același timp. Mai exact, fraților, în continuare ne aflăm în această parcare în care am fost răpiți, iar eu cu Andreea am ajuns la o decizie. Am zis că nu are absolut niciun rost să încercăm să fugim de aici, pentru că probabil oamenii care ne-au răpit, adică Dorel, domnul Cârlig și Gigi, sunt înarmați și bănuiesc că și voi v-ați dat seama de chestia asta, sau poate și mai rău ar putea să ne prindă, așa că nu o să riscăm. O să bem chestia asta pe care ne-au dat-o în chesturi și că dacă o să o bem o să adormim și după o să intrăm în mașină și o să fim duși în locul unde o să rămânem, practic. Nu știu, din câte am înțeles, vor să ne vândă organele sau ceva de genul, Doamne ferește, însă probabil o să găsim noi o modalitate să ieșim de acolo. Însă nu putem să fugim, știți, foarte mulți mi-a zis, Marius, fugi. Însă nu pot să fac chestia asta, este mult prea riscant. Adică aș avea o șansă de evadare când mă duc acolo, dar așa n-am absolut nicio șansă. Așa că, băieți, o să plecăm. Auziți? Dar cât mai stăm aici? Vă fac și cafea, vă aduc un mic dejun la pat. Treceți în portbagaj acum. What? În portbagaj? Bro! Băi! Băi, o să fim răpiți pe bune, frate. Nu știu, n-am un sentiment bun despre chestia asta. Nu ne enervați pe noi și mai ales nu ne enervați pe domnul Cârlig. Singurii oameni care l-au văzut nervos pe domnul Cârlig nu au putut să povestească experiența, dacă știi ce zic. Da, adică singurii oameni care l-au văzut nervos pe domnul Cârlig sunt oamenii pe care i-au omorât, probabil. Ok, fraților, bun, păi n-avem altă variantă, nu? Trebuie să bem poținile neapărat. Bun, mașina este pregătită, portbagajul este pregătit, totul este pregătit. De 12 ore verific drumul non-stop. Stați liniștiți, nu există niciun polițist în zonă. Băi, în momentul de față, chiar mi-aș dori să existe un polițist în zonă. Chiar dacă m-ar răpi și m-ar duce la închisoare, m-ar aresta și m-ar duce la închisoare. Băi, mai bine la închisoare decât mort, știi ce zic? Adică logic. Deci, pe bune, chiar aș vrea să fiu un polițist în zonă în momentul de față. Puteți merge liber, eu o să rămân aici încă puțin timp ca să nu trezim nicio suspiciune. Ok, fraților. Deci, Dorel o să rămână aici, s-a uitat de polițiști și eu o să plec până cu Gigi, domnul Cârlig și Andreea. Băi, ce naiba facem aici? Deja ne lungim de 30 de minute. Beți odată poțiunea aia și intrați în portbagaj. Aveți 60 de secunde să beți poțiunea sau o să beau eu sângele vostru. Ok, ok. Nu mai avem altă variantă. Andreea, trebuie neapărat să bem poțiunea. Haide, Marius, nu avem ce să facem. La 3 bem poțiunea. Numără. Ok, stai puțin. Hai să iau asta și asta. Ia de aici. Hai să vedem. 1, 2, stai, ia de aici, băi, Andreea, hai să vedem. 1, 2, 3 și hai să vedem care-i treaba. Ai, unde Dumnezeule mă aflu? Boys? Am făcut accident sau mi se pare? Băi, ce naiba facem aici? Andreea, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat, Marius? Cred că am făcut accident. Dar cum am făcut accident mai exact? Adică nu am dat niciun stâlp, după cum puteți vedea. Și nu e nicio mașină pe aici. Ce se întâmplă? Mamă, ce mă doare capul. Băi, ce se întâmplă? Dar cu cine? Nu am dat niciun zi și nici o altă mașină. Ce ziceam și eu? Ce se petrece aici? Băi, se petrece ceva suspect. Și focul ăsta de lângă mașină. Băi, nu-i cumva am făcut accident cu nimeni? Am făcut accident cu aerul sau ce mă s-a întâmplat, băi? Băi, domnule Cârlig, domnul Gigi, ce s-a întâmplat? Ne-am trezit și noi din poțiunea aia, trebuia să ne adoarmă. Dar văd că ne-am trezit, dar ce s-a întâmplat? De ce pe lângă mașină sunt flăcă și de ce ne-am oprit? Stai înapoi în mașină, fraiere! Cineva ne-a întins o capcană pe drum! Trebuie să reparăm mașina și să ieșim de aici! E o capcană, repet, e o capcană! What? Cineva ne-a întins o capcană pe drum? Ok, băi, domnule Cârlig, îmi dau seama că dumneavoastră aveți dușmani, dar era să murim, așa că... Vă rog, mai măcar o oră să trec și eu până ajung acolo, știi ce zic?
Gigi, cum mă bag înapoi în porbagaj? Că nu vreau, nu vreau să ne vezi pe domnul Cârlig, așa că o să mă bag înapoi în porbagaj, n-am nicio treabă. Băi, asta e aici. Mergi rapid la benzinărie și spune la oricine acolo să vină să ne ajute. Avem nevoie de vreo 4 oameni ca să scoatem mașina de aici. Hopa, boys, mai am și eu încă un moment de libertate. Băi, stai. A, se uită la mine, ok. Ok, boys, asta e benzinăria, dar... nu pot să evadez pe aici? Nu pot să fug pe undeva? Băi, mamă, se uită la mine, ok, nu o să fac chestia asta. Băi, da... Frăților, ce cu benzinăria asta? De ce e un cal aici? Bro, de ce nu e nimeni la benzinărie? Benzinăria n-ar trebui să fie deschisă non-stop. Fraților? Voi vedeți ce văd și eu? Nu e nimeni la benzinărie. Mamă, și-i deschis. Ok, e ceva suspect la mijloc. Băi, frate, e cineva pe aici, pe undeva? Nu, nici aici nu-i nimeni, sau? Aici în spate? Băi, nu-i nimeni niciunde. Ok, asta mi se pare destul de ciudat. Nici la registru aici nu-i nimeni. Ok, fraților. Băi, eu zic că cineva ne pune ceva la cale. După cum puteți vedea, benzineria asta pare că e deschisă. Însă, de fapt, nu-i nimeni aici. Adică ea e deschisă, dar fără angajați. Nu știu, o miroase ceva ciudat aici, o să vă spun sincer. Adică, băi, poate sunt în pauza de masă? Poate s-au dus la baie? Sau habar n-am, adică... Nu ar avea niciun sens, bro. De ce nu-i nimeni la benzineria asta? Ok, foarte ciudat. Holy shit, bro! What? Ce s-a întâmplat aici? Juan, what? Ce cu calul ăsta? Bro, ce tocmai s-a întâmplat aici? Efectiv, domnul Cârlig, Gigi și Andreea sunt efectiv înconjurați de polițiști. Bro, ce s-a întâmplat? Uite și pe șerif. Băi, am covid eu, man. Am zis că Doamne ajută să fie niște polițiști aici. Băi, e bine, adică am scăpat cu viață, dar o să mă întorc la închisoare acum, nu? Băi, uitați-vă. Domnule șerif, ce s-a întâmplat? Oho, uite pe cine avem noi aici. Am pușcat doi iepuri dintr-o lovitură. Am venit să-l arestăm pe mafiotul domnul Cârlig, pe care îl căutăm de atâția ani. Și uite că ne-am ales și cu un bonus. Băi, vă rog eu nu. Vă rog eu nu. Marius, foarte proastă decizia să evadezi din închisoare. Acum o să trebuiască să te întorci înapoi, dar din păcate fără prietena ta. Ea este dată încă în urmărire. Din fericire, Doamne ajută. Deci, boys, mi-a zis că Andra încă e dată în urmărire. Încă nu au prins-o, dar chiar, boys, Andra nu mi-a mai făcut nimica. Sau poate, nu știu, poate ea a fost în spate la domnul Cârlig. Poate ea l-a angajat pe domnul Cârlig. Ok, foarte multe întrebări. Treci în mașină, prietenii tăi ți-au simțit dorul. Să vezi ce mișto făceau și ziceau că nu o să te prindem niciodată. Păi am niște prieteni adevărați, Doamne ajută, dar degeaba că m-ați prins. Tu, Dorel, și tu ai fost arestat, frățior. Pe tine cum te-au prins, băi? Adică pe noi așa, dar pe tine cum te-au prins? Marius, eu nu sunt arestat, puștiule. Eu sunt sub acoperire. Datorită mie, domnul Cârlig a fost arestat. Ha, ha, cât ghinion ai avut, hai treci în mașină. Boys, de-aia l-au prins, pentru că Dorel era polițist sub acoperire. Holy shit, man. Ok, fraților. Băi, am fost prins, efectiv. Băi, adică, nu știu, spuneți-mi voi, vi se pare ceva rău că am fost prins sau bun? Adică eu chiar încerc să văd partea plină a paharului. Dacă polițiștii nu mă prindeau, domnul Cârlig, cine știe unde, Doamne ferește, mă ducea să-mi vindă organele. Deci practic am rămas în viață, însă o să fiu închis la închisoare. Așa că o să mor, nu știu, în mașina unui polițist și o să plecăm de aici înapoi de unde am plecat. O să ne întoarcem de unde am plecat, adică la închisoare. Bună seara, băieți! Nu ne-am mai văzut de mult timp, însă, din păcate, nu am reușit să evadez, așa că m-am întors aici înapoi cu voi. Vă mulțumesc foarte mult, am auzit de la polițiști că îmi ținați apărarea și ziceau că nu o să mă prindă niciodată. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine, însă, din păcate, am fost prins. Mamă, și s-a schimbat și celula de când am mai fost eu pe aici. După cum puteți vedea, nu credeam că... Gen, nu cred că era masa asta albă înainte. Alex, ce mai zici, frățiorul? Oho, lume nouă! Băi, Marius, aș vrea să zic că mă bucur să te văd aici, însă speram să reușesc să scap. Băi, Alex, sunt tovară și adevărat. În fine, chiar dacă ai fost prins, avem într-un fel o veste bună.
Mai exact, Max are o veste bună. Hopa! Avem o veste bună? Așa intră în închisoare direct cu o veste bună? Sau care-i treaba? Da, Marius, oficial avem o șansă legală să ieșim din închisoare. Hopa! Mama mea a angajat unul dintre cei mai buni avocați din oraș pentru toți trei. Adică toți trei o să putem să ieșim din închisoare. Probabil la tine o să fie mai complicat, dar având în vedere că e evadat, dar vedem acolo. De săptămâna viitoare începe procesul, așa că țineți-vă bine, o să fie o săptămână lungă. Holy shit, boys! Am angajat un avocat, de săptămâna viitoare începe procesul și dacă ne ajută bunul Dumnezeu și avem dovezi și toate chestiile astea, o să putem să fim eliberați și din nou să fim niște oameni. Nu credeam că o să mai spun asta vreodată, însă tocmai ce am petrecut o nouă noapte la închisoare. Adineori m-am trezit și vreau să vă spun că nu a fost deloc o noapte ușoară, nu am putut să dorm aproape deloc și băi, tot mă bântuiau gândurile astea, adică acum câteva ore eram în libertate, știți și voi că aseară am fost prins și practic asta este prima mea noapte și acum sunt din nou aici neajutorat și totodată sunt aici pe nedrept, nu sunt vinovat de nimica, dar totuși mă aflu la închisoare. Mie mi se pare foarte nașpa chestia asta, însă na, până la urmă eu zic să nu lăsăm gândurile negative să afecteze această zi, pentru că astăzi, boys, este o zi foarte, foarte importantă. Mai exact, astăzi este ziua în care o să avem pentru prima dată o șansă reală la eliberare. Mai exact, astăzi ne vom întâlni cu avocatul și vom discuta cazul. O să vedem, o să ne spună. Poate să ne elibereze, ne lasă aici sau care-i treaba? Nu înțeleg. Știi ce zic? Dar se pare că băieții s-au trezit înaintea mea. Bună dimineața, băieți. Ce faci, Alex? Cum ai dormit? Neața, băieți. Marius, cum a fost prima ta noapte aici? Sper că nu ai avut coșmaruri, frățiorul. N-am putut să am coșmaruri pentru că nu am dormit. Adică poate dacă dormeam, aveam și eu coșmaruri, însă mi-e maxim de somn pentru că, băi, e nașpa. Adică nu vă doresc să treceți prin asta niciodată. Ok, lăsând gluma la o parte, astăzi, băieți, probabil este una dintre cele mai importante zile din viața noastră, de departe, are dreptate. Mai exact, este ziua în care vom discuta cu avocatul și vom afla toate detaliile despre eliberarea noastră. Deci ați auzit și voi, boys. Astăzi o să ne întâlnim cu un avocat. Doamne ajută să fie totul bine și să meargă totul ca la carte, măcar de data asta, să nu mai fie ceva problemă și să ne eliberăm. Însă totodată, nu știu care-i treaba la mine, pentru că eu am încercat să evadez, fraților, știți și voi. Și na, asta abonesc că o să fie acolo la dosărelul ăla mic, o să-l avocat. Și nu o să mă ajute chestia asta. Haideți, vă rog, să încercăm să facem o impresie bună. Din câte am înțeles, la ora 10 o să trebuiască să ne vedem cu el. Mă, păi e 9:30! Băi, e 9:30! Hai să ne pregătim, nu? Max, pe bune, e 9:30, trebuie să ne pregătim. De fapt la ora 11, ok, bun. Ok, v-am sperat așa degeaba. Deci la ora 11 trebuie să mergem să ne întâlnim cu avocatul. Bun, hai să vă spun ceva. Mama i-a trimis toate detaliile despre caz. Deci practic avocatul știe absolut tot. Băi, e bine, pentru că nu avem nimic de ascuns, fraților. Știți și voi încă de la început că nu am intrat aici pe nedrept. Și ce zic, am fost înscenați. De câte am înțeles, trebuie să discute ceva cu directorul închisorii ca să aflăm șansele de eliberare sau ceva de genul, nu prea mă pricep. Ok, deci astăzi o să aflăm ceva de genul șansele de eliberare. Băi, bine, știți ce zic? E bine, e efectiv lucru care, de care avem nevoie, să știm câte șanse avem să fim eliberați. Eu zic cel mai bine să stăm cu minții aici până se face ora 11 și atunci să mergem la sala de întâlniri să vedem care e treaba. Băi, Max a dat o idee foarte bună aici, deci totodată eu zic să stăm cu minți ca să nu facem o prostie așa pe ultima 100 de metri. Și zic, însă, eu vreau neapărat să fac ceva, mai exact de azi dimineață, boys, gardianul ăla stă acolo, gardianul mă cunoaște și cred că este foarte încântat că mă vede înapoi, că știți că ăștia nu țin cu noi și dacă mă duc eu acum la gardian și spun că sunt nevinovat, el o să zică că nu știu ce, că nu ești nevinovat, nu știu ce prostii de-astea. Bună dimineața, domnule gardian, am văzut că stați de azi dimineața aici la noi la poartă, care-i treaba? La poartă, la poartă, ar fi fost bine să fie la poartă, la celulă. Oho, Marius, să știi că mi-a fost dor de tine, ai venit înapoi în forță, pot spune. Cum adică? În fine, am auzit că în excursia ta te-ai întâlnit cu infractori renumiți pe nume Familia Rădoi și Domnul Cârlig. Holy shit, boys! Gardianul și poliția știu de Familia Rădoi? Băi, mi-au zis că sunt dați și ei în urmărire, dar nu știam că știe poliția.
Holy shit, ok, ok, foarte mișto. Stai liniștit, domnul Cârlig deja o să fie prieten, deja o să fie prieten cu tine aici și familia Rădoi nu mai are mult. Îmi zice că domnul Cârlig deja a fost arestat odată cu mine și familia Rădoi nu mai are mult. Hop, adică plănuiți să arestați și familia Rădoi? Gen, aveți ceva despre ei? Pentru că... dacă nu aveți, eu n-o să vă dau, pentru că m-au ajutat foarte, foarte mult și nu sunt nesimțit. Mă enervați voi ăștia care vă credeți inteligenți. Totdeauna spuneți, nu e vina mea, există o explicație despre ce v-am spus. Domnule gardian, chiar nu e vina mea, o să vedeți și voi și dumneavoastră că acum mergem și ne vedem cu avocatul și ăsta o să dovedească că noi suntem nevinovați. Și atunci să vă mai aud, ce mai comentați, știți ce zic? Lăsați-mă în pace cu vorbele astea, treaba ta, gardiane, dar noi acum mergem, ne vedem cu avocatul și o să vezi că totul este cum ți-am spus ție. Nu avem absolut nicio vină. Ok, boys, o să mă duc aici, o să mă mai pun puțin în pat și o să stau aici până pe la ora 11 și după mergem la sala de întâlniri să ne vedem cu avocatul. Bun, fraților, este ora 11 fix și ne aflăm în sala de întâlniri și uitați-vă cine se află în fața noastră, mai exact domnul Lorenzo. Însă fiți atenți că acolo în stânga e și directorul. Nu știu ce treabă are el, însă parcă a zis Max azi dimineață ceva de șanse de eliberare. În fine, după cum puteți vedea, ne-am așezat aici la masă. Sunt eu cu Ale și cu Max și cu domnul Lorenzo. Bănesc că o să ne explice care-i treaba și o să ne zică care sunt șansele de eliberare, nu? Doamne, după atâta timp discutăm cu un avocat, nu era mai simplu din prima să facem chestia asta? Adică doar zic și eu, era mult mai ok să vorbim cu un avocat decât să ne riscăm viața de 100 de ori. Băi, acum, boys, dacă stai să te gândești, ai făcut multe greșeli în viață, mai ales în viața la închisoare. Dar, na, știi ce zic, din greșeli înveți, din greșeli înveți, așa că eu zic să nu regretăm deciziile de dinainte. Plus că băiatul ăsta mi se pare de treabă, dar hai să vedem ce are să spună despre cazul nostru, nu? Putem să vorbim cu el, Max? Băieți, vorbiți mai încet, haideți să nu facem o impresie proastă. Domnul Lorenzo a venit aici să ne ajute. E unul dintre cei mai buni avocați din oraș, știe ce face. Hopa, băi, bă, fraților, n-avem efectiv, n-avem nicio șansă să rămânem aici. E unul dintre cei mai buni avocați din oraș. Noi suntem nevinovați. Deci, băi, dacă un... deci, fiți atenți, uitați-vă ce logic am eu. Deci, dacă domnul Lorenzo este unul dintre cei mai buni avocați din oraș și noi suntem nevinovați, n-are cum, boi, să rămânem aici, nu are cum, efectiv, dacă nici măcar cel mai bun avocat din oraș nu poate să dovedească că noi suntem nevinovați, atunci nu știu ce să zic. Și pe lângă asta, noi chiar avem dreptate, adică am fost înșenați, nu este ceea ce pare, exact ce ziceam și eu. Păi bun, domnule Lorenzo, spuneți-mi și nouă care-i treaba. Vă salut, tinerilor, numele meu este Lorenzo și fac parte din biroul de avocatură Memphis. Ok, nu ne interesează chestia asta. În ultimele două zile v-am studiat cazul cu mare atenție și am ajuns la niște concluzii. Ok, ok, devine interesantă discuția. Deci fețelul Lorenzo a ajuns la niște, la niște concluzii. În primul rând, ca să nu vă țin în suspans prea mult, vreau să vă spun că avem șanse foarte mari să câștigăm cazul și ca voi să fiți eliberați. Avem tot ce ne trebuie, dovezi, martori și alte dovezi. Let's go, boys! Let's go! Avem șanse foarte mari să fim eliberați, ok? Bă, dar stați că asta e în primul rând, dar în al doilea rând? În al doilea rând, astăzi vom afla șansele de reușită. Da, ați auzit bine. În următoarele minute mă voi duce în cameră cu domnul director al închisorii și vom discuta despre voi, mai exact despre comportamentul vostru. După ce domnul spune tot ce trebuie să știu, mă întorc aici și vă spun la fiecare în parte ce șanse de eliberare aveți. Mă scuzați. Ok, boys, deci chiar acum o să aflăm șansele de eliberare. Ce șanse avem ca noi să ne eliberăm, mamă, deci asta sună demențial, sună absolut genial. Ok, păi duceți-vă, noi o să stăm aici foarte, foarte cu minți. Fraților, stau aici cu Alex și cu Max de vreo 15 minute. După cum puteți vedea, Lorenzo e în biroul directorului și vorbește acolo cu el de vreo 15 minute. Adică nu știu ce trebuie neapărat să-i spună, dar mie mi se pare deja foarte mult. Adică stau acolo de foarte mult timp. Tu, Alex, frățiorul, ce zici? Vai, băieți, eu nu știu de voi, dar eu mor de emoții și eu la fel. Oare ce vorbește acum cu directorul? Da, boys, asta mă întreb și eu. Cine vă vorbește cu directorul că stă acolo de o tonă de timp? Adică noi nu
prea am deranjat în închisoare. Am fost băieți buni, mai mult am fost deranjați, ne-am luat bulei. Mai puțin Marius care a evadat. Doamne, și dacă o să ne treacă în jos chestia asta. Băi, aici are și Alex dreptate, fraților. Adică noi în închisoare nu are ce să ne reproșeze 100%. Adică, băi, doar am avut dușman în închisoare și noi am fost victima de fiecare dată. Alex săracu a fost răpit, mai știți și voi, însă... Da, eu am încercat să evadez, adică practic am evadat, dar după m-au prins, deci practic nu am evadat, nu am avut o reușită, însă s-ar putea ca asta să ne tragă în jos, însă totodată cred că dacă e să ne tragă în jos, mă trage în jos doar pe mine, sper să nu-i tragă în jos și pe băieți, pentru că nu ar fi corect până la urmă, eu să fi încercat să evadez și acum și ei să, nu știu, să aibă probleme din cauza asta, eu zic că nu ar fi deloc corect, tu Max ce zici? Stai și băieți, nu cred că e o problemă că ai evadat atâta timp cât ai fost prins. Da, știu și eu chestia asta, însă până la urmă am avut o tentativă de evadare, știi? Și cred că asta o să, na, o să conteze. Sau nu știu, dar dacă e ceva, o să te afecteze doar pe tine, Marius. Trebuia să te gândești de două ori. Băi, știți voi povestea, boys, nu aveam cum să mă gândesc de două ori. Trebuia să fac asta neapărat. În fine, hai să așteptăm în liniște. Bun, băi, ne punem aici să așteptăm. Să vedem ce rezultate ne dă domnul Lorenzo. Bun, fraților, după încă câteva minute de așteptare, uitați-vă cine a apărut în fața noastră. Domnul Lorenzo a mers, a discutat cu directorul și acum urmează să ne spună șansele de liberare. Hai să vedem care-i treaba. Sunt chiar foarte curios ce o să spună. Doamne, ajută să fie bine, am maxime emoții. Bun, băieți, îmi cer scuze dacă a durat mult timp, dar a trebuit să mă asigur cam toate detaliile, ok? Ei bine, în general sunt doar vești bune, mai puțin cu o mică problemă. Holy shit, băieți, cred că știu care e problema. Problema e că am încercat eu să evadez Lorenzo, așa. Am discutat cu directorul și a spus că comportamentul vostru din închisoare a fost foarte bun. Doar că cineva dintre voi, mai exact Marius, a încercat să evadeze, a reușit și după a fost prins. Holy shit, boys. Lorenzo, ce-mi faci? Ce-mi faci tu mie? Ok, bun. Deci, na... Era de așteptată chestia asta, hai să vedem. Inițial, șansele voastre de eliberare erau de 90%. Ok, deci astea erau șansele de eliberare și acum care sunt? La Alex și la Max rămân în continuare 90%. Ok, deci la mine o să scadă, însă sper să nu scadă cu mult. Bă, mă bucur că la Alex și la Max au șanse de 90% să fie eliberați. Însă la mine au scăzut, fraților, dar Doamne ajută să fi scăzut Max și până în un 70% sau ceva de genul. Marius, la tine pot rămâne 90% doar dacă, fii atent, deci fii atent, poate să rămână 90% și la mine. Doar dacă, nu știu dacă am înțeles bine, dar cei care ai avut ceva fostă iubită care a evadat în aceea zi cu tine. Deci tu poți avea 90% dacă și ea este prinsă, ca să fie toată lumea sigură că nu este complicele tău. Da, are sens, da, are sens 100%. Bun, deci acum practic eliberarea mea stă în Andra dacă este prinsă sau nu. Da, cred că s-a dus totul și o să rămân toată viața aici. Însă dacă nu este prinsă, șansele tale sunt de maxim 9 sau 10%. Bro, what? Băi, pe bune, man. Holy shit, boys. Mamă, ce trist mă simt. Deci 90% șansul să am să ies din închisoare, pe bune, bă, Alex. Doamne, Marius, frate, îmi pare nespus de rău, dar lasă că găsim noi o soluție pentru situația asta. Nu știu ce soluție putem să găsim, frate. Trebuie să o prindă pe Andra, nu știu. Până la urmă am ieșit împreună din cele mai nașpa situații posibile, nu? Nu lăsa capul jos. Băi, nu o să las capul jos, dar totuși, bro. Eu mă așteptam să scadă șansele de liberare cu 10-20%. Nu de la 90% să fie 9%, să scadă de 10 ori. Pe bune, frate, e nașpa rău de tot. Vedem cum rezolvăm, Marius. Vorbim diseară în celulă să nu te întristezi. 100% trebuie să există o rezolvare. Întotdeauna, în orice situație, există o rezolvare. Asta e adevărat, că în orice situație există o rezolvare. Da, na, nu știu. Vă dați seama, voi, că există o rezolvare, dar nu știu ce să zic, bro. Hai să mergem în celulă. Acum m-am demoralizat maxim, pe bune. Sunt trist rău de tot. Hai să mergem la celulă. Bun, fraților, deja se lasă soarele pe afară la cât am stat acolo și urmează să intrăm în celulă. Însă, după cum puteți vedea, Max și Alex sunt afară și cineva în celula noastră? Sau care-i treaba? Haideți, bă, băieți, hai în celulă, ce faceți aici? Marius, eu zic să mai stăm puțin în curte, ne mai plimbăm pe aici, mai facem o glumă, știi tu. What?
Cum adică? Boys, hai să intrăm în celulă! Gen, de ce să stăm afară? Marius, mai bine rămânem în curte, uite ce frumos e afară, parcă și temperatura e perfectă, ar fi păcat să intrăm înăuntru. What? Boys, la ce vă referiți? Bă, vă purtați foarte, foarte ciudat! Îmi pare să vă spun, dar de ce vă e frică să intrați înăuntru? Gen, care-i treaba? Cine e la noi în celulă? Oh! Oh, oh, oh! Ok! Ok, mamă, deci o dăm din problemă în problemă, băi. Deci Nicolae, mafiotul Nicolae, știți, din mafia închisorii, e la noi în celulă. Uitați-vă la el, doamne. Bă, gardiene, tu l-ai lăsat să treacă? Nu-ți mai dau sfaturi, că știu că nu le asculți, dar prietenii tăi au avut dreptate, mai bine rămâneați afară. Acum n-am ce să fac, m-am văzut aici, trebuie să mă duc înăuntru. Băi, ajutați-l pe Nicolae acolo. Oare ce vrea de la mine? Doamne, băi, o dăm din problemă în problemă, efectiv. Salut, băi, Nicolae, mă bucur că mi-ai făcut o vizită și da, am revenit aici. Însă spui cu ce ocazie? Te salut, Marius, de când nu ne-am mai văzut? Da, pe bune. Ei bine, liniștește-te, nu am venit aici să-ți fac rău. Mai exact, am venit la tine cu o propunere de afaceri. Hopa! Sună dubios. Umblă vorba prin închisoare, nu m-a întrebat de unde, că tu ai putea să fii eliberat. Felicitări, mă bucur pentru tine. Da, aș putea fi eliberat așa. Dar cică, ca să fie eliberat, trebuie ca fata aia care v-a dat odată cu tine să fie și ea prinsă de poliție. What? Tu de unde știi chestia asta? El de unde știe chestia asta? Acum jumătate de oră am aflat eu, el cum deja știe asta? Ok, nu o să pun întrebare că e mafiotul închisoare, știe tot, dar totuși mi se pare foarte ciudat. Eu sunt probabil cel mai mare mafiot din oraș și să bag oameni la închisoare e activitatea mea preferată. Ok, de fapt să-i bag în pământ e activitatea, dar lasă așa, lasă, frățior. Ok, am înțeles, bun, deci unde e propunerea de afaceri? Am înțeles, ai aflat despre cazul meu cu închisoarea așa. Unde e propunerea de afaceri? Așa că sunt aici ca să te ajut. Dacă vrei ca echipa mea să o prindă pe Andra și să o aducă înapoi în închisoare, te costă 50.000 de dolari. Băi, Nicolae, frățior, adică, băi, eu nu vreau să zic că pun la îndoială abilitățile echipei tale. Însă, da, sunt convins că dacă ți-aș da 50.000 de dolari, pentru că ești de încredere până la urmă, da, ai scoate-o pe Andra, gen, ai pune-o înapoi în închisoare. Însă și-ai prins-o, și-ai prinde unde naiba e acum. Însă, nu am 50.000 de dolari, n-am nici măcar 100 de dolari, mai dita 50.000, mamă, fraților, și aveam 60.000 de dolari în lingourile alea de aur, dacă vă aduceți aminte acum ceva timp. Doamne, nu vine să cred. Dacă nu ai banii, să știi că poți face și o misiune pentru mine, una singură, și poți considera totul plătit. Hopa. Boys, Nicolae îmi spune că dacă, gen, în schimbul a 50.000 de dolari, adică în schimbul ca Antra să intre înapoi în închisoare, trebuie să fac o misiune pentru el. Doamne ferește, ce mă pune asta să fac, nu se știe niciodată. Dar ce ziceți, fraților, să accept? Nu ar fi o idee bună, pentru că poate să mă pună să facă orice, să omor un deținut sau ceva de genul. Însă nu am altă variantă. Nu am altă variantă. El e singurul care mă poate ajuta să o bag pe Andra înapoi în închisoare. De ce mă doare așa de rău capul și ia stați puțin unde sunt? De ce nu sunt la mine în celulă? Ok... Fraților, unde mă aflu? Din câte văd afară, încă e noapte. Domnule gardian, care-i treaba? Am făcut ceva greșit? De ce sunt aici în această cameră cu dumneavoastră? Marius, trezește-te și nu te speria. Momentan este miezul nopții, iar din câte am înțeles, ai acceptat propunerea domnului Nicolae. Și da, fraților, chiar asta am făcut. N-am apucat să vă spun pentru că m-a trezit ăsta așa instant. Pentru că eu sunt angajatul lui, am datoria să vă fac legătura. Mamă, băi, vă realizați că mafiotul Nicolae are ca angajați gardieni din închisoare? Adică, băi, băiatul ăsta trebuie să fie polițist. De ce i-a angajat Nicolae? În fine, nu am vrut să atragem atenția, așa că te-am mutat în celula asta. Ok, deci nu e vreo răpire sau ceva de genul. Dacă te uiți în celula din stânga ta, acolo se află domnul Nicolae. Oh,
Ok, boys, deci este... mă simt ca la o trină de afaceri de asta care e organizată așa. Acolo să spună tot ce ai de făcut, cu tot cu plan și absolut tot ce ai nevoie. Deci, fraților, acum o să aflăm care este misiunea pe care urmează să ne-o dea domnul Nicolae. Ok, am înțeles, mulțumesc. Chiar acum o să mă duc la el să văd care-i treaba. Ok, mamă, dar patul ăsta e ciudat rău de tot, în fine, bun. O să încerc să nu treziți pe nimeni. Hai să vedem care e treaba cu domnul Nicolae. Bună seara, domnule Nicolae. Am înțeles că aveți nevoie de mine și după cum am vorbit, ca să o aduceți pe fosta mea iubită înapoi în închisoare ca să fiu eliberat, trebuie să fac o misiune pentru dumneavoastră. Salut, Marius, îmi cer scuze că te-am trezit cu noaptea în cap, dar mi-au ajuns niște informații la urechi, iar tu trebuie să faci misiunea de care am vorbit chiar astăzi. Ok, ce informații am ajuns la urechi. Nu o să zic prea multe și mai ales nu o să te întreb dacă accepti, pentru că bănesc că ești un om de cuvânt. Dar uite-te în cestul de lângă, pentru că acolo vei vedea tot planul. Fraților, deci acum eu sunt foarte, foarte speriat, pentru că băi, eu nu am cum să mă dau înapoi. Să zic că mamă, eu nu mai vreau să fac, nu știu ce. Pentru că domnul Nicolae o să se răzbune. Probabil, na, el acum are încredere în mine că o să fac misiunea pe care mi-o dă. Și dacă o să refuz, o să fie foarte supărat. Și știu o chestie, nu e bine să le enervezi pe domnul Nicolae. Hai să vedem care-i treaba. Avem aici planul. Hai să vedem care-i treaba cu planul și ce trebuie mai exact să fac. Cum ar fi să, nu știu, să salvez o pisică sau ceva de genul. Plan decapitare. Ok, nu-mi place cum am început. Cum adică plan decapitare? Colaboratori, domnul Nicolae și deținut Marius. Planul o să înceapă la ora 11 dimineața, când Marius trebuie să facă prima mișcare. Hai să vedem. Lângă copacul de lângă terenul de basket se află un chest. Acolo sunt ascunse 6 bucăți de TNT. Băi, băi, unde merge planul ăsta? Marius încearcă să le extragi cu foarte mare atenție, fără ca nimeni să te vadă. După ce ai făcut asta, mai așteaptă puțin, deoarece domnul Nicolae o să vină în curte ca să-i confirm că ai preluat TNT-ul. Stați, boys, deci eu cu domnul Nicolae avem un plan de decapitare. Deci probabil o să trebuiască să punem TNT-ul ăsta undeva și să explodăm pe cineva. Nu-mi place deloc cum sună, însă hai să citim planul. Deci la 11 dimineața mă duc lângă terenul de basket la copac, iau TNT-ul, după vine domnul Nicolae, confirmă dacă e totul bine. După, totul devine foarte simplu. Tot ce trebuie să faci este să aștepți și neapărat să ascunzi bine TNT-ul în celula ta. Când se face seara, mai exact pe la ora 10, trebuie să mergi în celula din corpul tău, care este vis-a-vis de celula ta. Da, mai exact fix în celula din fața ta. Deci iau TNT-ul, aștept până seară și seara mă duc cu celălalt din fața mea. Acolo, sub pat, trebuie să placezi TNT-ul. În chestul să găsi și anumite unelte. Bro, what? Trebuie să pun TNT într-o celulă? Asta e misiunea? Dimineață o să ajungă noi deținuți, cei care trebuie să fie decapitați din cauza dușmăniei cu domnul Nicolae. Detonatorul este la șeful. Când ajung deținuții, bomba explodează și tu nu mai trebuie să faci nimic. Bro, what? Băi! Auziți, domnule Nicolae, fără supărare, dar având în vedere că urmează să explodăm niște oameni, îmi puteți spune și mie cine sunt dușmanii ăștia dumneavoastră și de ce merită, Doamne ferește, să fie explodați cu 6 bucăți de TNT? Adică, nu știu, indiferent că sunt dușmanii dumneavoastră, 6 bucăți de TNT e destul de mult, cred. Poftim? Înțeleg că acum suntem colaboratori, dar nu uita că tu lucrezi pentru mine. Eu sunt șeful tău și nu-ți permit să-mi pui întrebări de genul și totodată nu ai voie să ai acces la informații de genul. Gata, șeful, gata, gata. Nu, facem! Facem, aia e, știi ce zic, o să vedem care e treaba și să fie totul bine. Dușmanii mei sunt cine vreau eu. Eu bubui pe cine vreau și dacă mâine vreau, îl explodez pe directul închisorii. Crezi că nu o pot face? Gata cu prostiile astea, merge înapoi în cameră și nu uita mâine ora 11 dimineața.
Ok, șeful, voi pleca. Ok, uite și pe ăsta, băi, s-a enervat frățiorul Nicolae, frate. Credea că nu știu, că nu mai facem planul. Însă, fraților, nu am altă variantă. Efectiv, dacă acum ai zis lui Nicolae că vreau să mă dau înapoi, o să pun alea 6 bucăți de TNT sub patul meu. Adică n-am nicio șansă, o să mor. Trebuie neapărat să pun bucățile de TNT. Însă, până la urmă, băi, sunt niște infractori și aia, nu? Care e treaba, domnule gardian? Am văzut că l-ai cam supărat. Ai grijă, domnul Nicolae nu se joacă. Și pot spune că l-admir, deoarece este un om foarte inteligent. What? Cum inteligent? Cum îl admiri? Oamenii ăștia care cică sunt dușmanii lui sunt niște infractori renumiți. Sunt căutați de zeci de ani de zile de poliție. Hopa. Deci sunt băieți răi, dar să mă simt puțin mai prost că o să explodeze din cauza mea. Și uite, cum ajung în închisoarea greșită, lângă deținutul greșit, la momentul greșit. Hai înapoi în celulă. Da, gardiane, hai să mergem înapoi în celulă. Frații, eu o să mă duc în celulă, o să mă culc. Și ne vedem la ora 11, când începe planul ăsta de decapitare de care vorbește domnul Nicolae. Bun, fraților, este ora 11 dimineața. Aseară când am ajuns în celulă, mi-am dat seama că am anumite halucinații, bro. Adică, bă, efectiv, vedeam chestii super, super ciudate în celulă. Îl vedeam pe Alex de două ori sau chestii de genul. Nu știu, eram foarte, foarte obosit aseară. Poate ați observat și voi că vedeam chestii ciudate și toată poate vedeam dublu sau ceva de genul. Însă, fiți atenți, fraților, acum este ora 11. De fapt, este ora 10:55. Mai sunt 5 minute până la 11. Însă, eu zic că trebuie neapărat să începem planul. Acum mă aflu în curte, chiar acum vorbeam cu Alex, însă o să-i zic că o să mă duc să mă plimb pe aici și după trebuie să găsesc copacul ăla unde se află TNT-ul și uneltele, ci că habarul urmează să aflăm. Alex, frățior, eu o să mă duc să mă plimb pe aici prin curte puțin, că parcă nu știu, vreau să, na, să mă bucur de aerul ăsta frumos singur. Băi, Marius, plimbare plăcută, ce să zic, dar îți dau un sfat. În locul tău, frate, nu m-aș plimba singur pe aici. Nu știu cum faci, dar tot nimedești în situații cu cei mai mari înfocători din închisoare. Da, într-adevăr, nu mă află cele mai bune relații cu băieții ăștia. Pe mine mă credeam ghinionist, dar zic sincer, în fața ta sunt cea mai norocoasă persoană ever. Da, Alex, mulțumesc că mi-ai adus aminte că sunt ghinionist și că probabil vor să mă moare toți răufăcătorii închisorii dacă nu fac ce spun ei. Ești un prieten adevărat. Hai că o să plec. Tu, Max, frățiorul, care-i treaba cu tine? Ce faci pe aici? Hei, Marius, ce zici? Vrei să jucăm un basket? Băi, mai târziu dacă e. Acum am niște treabă. Doamne, mă simt așa de bine, știm că urmează să fim eliberați. Apropo, procesul de eliberare o să fie săptămâna asta. Eu i-am zis lui Alexa seară, dar tu nu erai în cameră. Cred că te-ai dus la baie sau ceva. Doamne ajută, o să găsească polițiștii pe, să o găsească polițiștii pe fata aia și așa să fim toți trei liberi. Mor de nerăbdare. Da, Max, și eu abia aștept să fie fata aia găsită 100%, nu cu niște mijloace de infractor, dacă aș putea să spun așa. Deci hai să vedem, boys, care-i treaba. Asta este terenul de basket, da? Și la terenul ăsta de basket, la copacul de lângă el, a trebuit să fie un chest, nu? Acum vom începe planul, ok? Păi cel mai de lângă copac sunt ăștia, nu? Ăștia sunt copacii de lângă. Da. Aici, boys, nu văd niciun chest ascuns. Pot să spargă ăsta? Poate ceva aici? Nu, nici aici nu e. Bro, hopa, oh, ia stați, boys. Ok, de fapt cred că e vorba de copacul ăla, man. Nu? Ia, copacul ăsta? Nu e ce nu e niciun chest ascuns. Oh, ba da. Boys, este un chest ascuns aici, ce are înăuntru? Ia să vedem. Oh, are 6 TNT-uri și un stone pickaxe. Ok, pot să zic că prima etapă a planului a fost, nu știu, finalizată cu succes. Acum, fraților, tot ce trebuie să fac este să apară domnul Nicolae, care, după cum puteți vedea, deja a apărut. Ok, mamă, băieții deja s-au adunat acolo. Mamă, fraților, dar astea îl vedeam pe domnul Nicolae super, super ciudat. Acum parcă îl văd așa mai în carne și oase și parcă e mai fioros decât de obicei. Domnul Nicolae, știți de ce ați venit aici și vreau să vă zic că totul este ok.
Salut, Marius! Haide, te rog, să nu vorbim aici despre misiunea noastră. Vreau doar să știu ceva de la tine. Rezolvat sau nerezolvat? Domnul Nicolae, bam, bam! Doar atât v-am arătat, nu vreau să se vadă pe camere, însă este totul rezolvat. După aici stau pe burtă până seara și seara mă duc, pun TNT-ul și mâine discutăm neapărat când o prindeți pe Andra, cum faceți nu știu ce, ca să fie totul bine. Știi ce zic? Adică, na, că așa a fost înțelegerea. Eu fac asta, dumneavoastră o prindeți pe Andra și eu sunt eliberat, așa că hai că o să plec la băieții mei. Ok, boys. Băi, ok că domnul Nicolae, da, și-a dat seama că am totul de a gata. Hai să vedem care e treaba. Ce ziceți, bă, băieți? Mergem, nu știu, să jucăm un basket sau ceva de genul, Max, că tot ai zis că vrei să joci un basket. Ha, ha, Marius, nu știam că ți-ai făcut prieteni noi. Cum adică? În ultimul timp tot te văd cu domnul Nicolae. Știi că e cel mai periculos de om din închisoare? Da, bă, băi, stați, liniștiți, nu. Eu cu domnul Nicolae avem altă relație. În fine, treaba ta. Dar să știi că nu e bine în ce anturaje te bagi. Hai mai bine să fim toți cuminți și într-o săptămână suntem liberi. Da, băi, aveți dreptate, nu știu, nu. O să încerc să nu mai vorbesc cu domnul Nicolae, că e clar că e o influență proastă asupra mea ca o tânăr, na. Pe bune, Marius, nu credeam că o să zic asta, dar Alex chiar are dreptate. Eu zic să nu te mai vezi cu domnul ăsta pe nume Nicolae, că cine știe ce e în capul lui. Efectiv, trage toate belele lui după tine, dar na, faci ce vrei tu acum. Bă, băieți, bă, o să știți că o să vă iau sfatul în considerare și nu o să mă mai văd cu domnul Nicolae, dar eu zic da, să mai pierdem ziua până se face seara aici prin curte, mergem și la masă, mai vorbim pe aici, hai să, nu știu, să stăm cât mai cu minți și să ne vedem de treaba noastră, să nu fie nicio problemă. Așa că, fraților, noi ne vedem diseară. Bun, fraților, este ora 10 fix și după cum puteți vedea, mă aflu în aripa noastră, care este complet goală. Toată lumea are altă treabă acum, unii sunt la cină și unii s-au dus la baie, inclusiv tovarășii mei sunt la baie și după cum puteți vedea, asta este celula noastră, este goală și celula de vis-a-vis este chiar asta. Ok, deci celula asta ar trebui eu să ascund TNT-ul. Hai să vedem cum facem, frate, să vedem dacă ne descurcăm. Trebuie să-l pun sub pat. Ok, hai să vedem care-i treaba. O să-l pun prin sub toate chestiile astea și sper să nu se observe sau ceva de genul. Uite, prima dată o să pun unul aici. Ok, bun. O să mai pun și aici. Stați că nu fac bine. O să încerc, nu știu, să fac așa ca să nu se vadă. Pun TNT și aici. Ok. Și mai punem și aici încă două bucăți de TNT. Și punem și aici, să zicem, ca să fie toate 6. Ok. Bun, boys, deci oficial am umplut această cameră de TNT-uri și eu zic că mi-am făcut treaba din plan. Adică bănesc că în momentul în care o să intre noi deținuți, o să explodeze totul. Deci foarte bine ce... Ok, nu-i foarte bine ce a făcut moral. Însă eu zic că mi-am respectat partea din plan. Acum nu știu, o să mă duc afară să văd care-i treaba cu băieții, să mai discut puțin cu ei. Și na, vedem ce se întâmplă. Și că mâine dimineață o să vină deținuții ăștia și o să explodeze totul. Hai să vedem. Domnule gardian, ce căutați aici? Hopa, mâinile sus, te-am prins! Ha, glumea, Mario, știu ce face aici. A, da, boys, am uitat și Guardian-ul e băgat în combinație. Doamne, ce m-a speriat, bro. Dar după cum ți-am spus, sunt plătit ca să tac, așa că asta o să fac. Dar fii atent, chiar voiam să dau de tine pentru că am găsit o informație nouă. Hopa, are o informație nouă. Știi că ți-am zis că acești dușmani sunt unii dintre cei mai mari infractori căutați de poliție? Da, știu că mi-a zis chestia asta. Ei bine, sunt chiar familia Rădoi. Boys, nu vine să cred. Probabil tu nu știi cine sunt ei, însă poliția îi caută și de peste 15 ani și i-am găsit. Însă n-a din păcate sau din fericire o să moară. Bro, nu vine să cred. Efectiv, o să trebuiască să explodezi pe familia Rădoi? Boys, băi, nu e o idee bună. Familia Rădoi întotdeauna a fost bună cu mine și acum i-a arestat poliția și din cauza mea o să explodeze? Fraților, asta cred că e una dintre cele mai grele decizii pe care le-am făcut vreodată. Ce ziceți? Să las TNT-ul aici? Să las TNT-ul aici și să explodeze familia Rădoi? Că n-a sunt niște infractori, dar pe mine m-au ajutat. Sau să-l iau de aici, bro?
Nu ne pot face una ca asta, voi ce zice? Fete și fete, vreau să vă spun că m-am decis. Da, ați auzit foarte bine, mulți dintre voi știu că eu trebuia să iau o decizie foarte importantă care îmi va afecta viitorul de acum încolo. Mai exact, fraților, trebuia să aleg între două chestii. Prima, să ies din închisoare, să fiu eliberat, însă cu prețul de a omorâ doi deținuți. Da, ați auzit foarte bine, gen să le pun explozibil în celulă, iar ei să explodeze și na, eu să fiu eliberat, sau să rămân în închisoare și să nu fac rău nimănui. Și vă spun sincer, fraților, am stat ore întregi și m-am gândit care este decizia bună, ce ar trebui să fac. Până la urmă, oamenii aia pe care urma să explodeze, îi cunoșteam, este vorba de familia Rădoi și sunt niște infractori foarte, foarte mari. Deci, practic, să spunem așa, că nu ar fi fost așa rău să explodezi fix pe ei. Însă m-am gândit că, bă, eu nu sunt genul, fraților. Eu vreau să ies din închisoare, gen, și vreau, bă, să fiu un băiat normal. Nu vreau să mă transform în vreun criminal în serie sau ceva infractor mare. Așa că am luat următoarea decizie, fraților. Nu! I-am explodat pe familia Rădoi și dacă chiar vă uitați, sunt noi noștri colegi. Însă sunt curios ce o să zică domnul Nicolae când o să afle chestia asta. Sper să nu fie nervos pe mine sau ceva de genul, pentru că pe bune ar fi ceva foarte nașpa. Și fraților, totodată vă dați seama, m-am obișnuit cu gândul că o să rămân în această închisoare, pentru că nu pot să fiu eliberat. Voi băieți, Alex, cum vă simțiți? Știm că astăzi este ziua eliberării. Da, ți-au zis foarte bine, ei astăzi se eliberează. Băieți, astăzi este ziua eliberării. Este ziua în care avocatul o să prezinte cazul judecătorului și sperăm că el va decide să ne elibereze. Doamne ajută, frățioare, Doamne ajută. Până la urmă suntem 100% nevinovați. Efectiv, parcă nu vine să cred că în 24 de ore de acum o să fim liberi. Exact, fraților. Ei cred gen că toți o să fim liberi. Nu știu că eu nu o să pot să mă eliberez, pentru că, na, Andra n-a fost găsită, probabil nu o să fie găsită de poliție și o să trebuiască să rămân aici. Tu, Max, ce zici, frățiorul? Băieți, nici mie nu vine să cred. M-am săturat de această închisoare. Să mă trezesc și să mă culc cu frică nu e de mine. Însă totul e bine că se termină cu bine. Tu, Marius, o să fii liberat, nu? Ai rezolvat cu Andra? Da, băieți, putem spune că și eu o să fiu eliberat, am rezolvat totul, însă stați două secunde că văd că avem niște colegi noi aici pe la noi prin aripă. Uitați-vă, băieți, la domnul Rădoi și doamna Rădoi, nu credeam că o să-i mai văd vreodată, însă din păcate ne-am reîntâlnit în închisoare. Hai să vedem. Gardianule, poți să intru înăuntru? Of, Marius, ei sunt în viață. Domnul Nicolae o să fie foarte supărat. Ai făcut o decizie proastă în închisoarea asta, dar asta e de departe cea mai proastă. Ok, boys, ok, băi, nu știu dacă am luat decizia bună sau nu, fraților, nu știu dacă am luat decizia bună sau nu. Bună ziua, domnul Rădoi, doamna Rădoi, vă mai aduceți aminte de mine? Ei bine, ultima dată când ne-am văzut, amândoi, amândrei, puteți să spunem, toți eram în libertate, însă acum am fost din nou prinși și suntem băgați la închisoare. Marius, și pe tine te-au prins, doamne, efectiv, nu știu de când am acces la atâtea informații. Suntem urmăriți de peste 15 ani și fix ieri am fost prinși. Și pe lângă asta, chiar dacă suntem închiși într-un anumit loc, nu suntem deloc în siguranță. La ce vă referiți? Cum adică? În această închisoare, eu cu nevasta mea avem foarte mulți dușmani. Da, se înțelege, nu? Pe bune, Marius, avem dușmani răi, probabil unii dintre cei mai mari infractori din țara asta și 100% cei mai mari din închisoare. Sperăm să reușim să le facem față și să nu ni se întâmple ceva. Da, Doamne ajută să le faceți față și să fie totul bine. Bun, fraților, eu acum o să mă duc înapoi în celula mea, o să mai stau cu băieții până o să iasă afară din închisoare, pentru că, din păcate, eu nu am reușit să o aduc pe Andra aici, gen s-o prind, și eu, din păcate, o să rămân aici. Fraților, în continuare petrec timpul cu prietenii mei. Ei în continuare nu știu că eu o să rămân aici. Și na, vorbim despre eliberarea lor. După cum puteți vedea, familia Rădoi a plecat prin curte. Probabil vrea să-și cunoască noi colegi sau ceva de genul. Tu, Alex, cum te simți, frățiorul? Marius, în câteva ore o să primim verdictul dacă am fost eliberat sau nu. La mine și la Max șansele sunt cam de 90%. Însă tu, dacă nu faci ceva, nu ai nicio șansă să fii eliberat. Frate, nu am ce să fac, efectiv o să rămân aici. Deja mi-am acceptat soarta. Singura ta șansă ar fi să te rogi la Dumnezeu ca Andra să apară de undeva. Doamne ajută să apară, însă nu știu ce să zic. Doamne ajută, fraților. Dar nu știu ce să zic despre chestia asta. Max, crezi că mai am vreo șansă?
Pe bune, Marius, ești ars. Eu cu Alex, să spunem sincer, credeam că faci ceva manevre prin închisoare ca să reușești să o prinzi pe Andra. Da, nu, n-a făcut așa ceva. Însă n-am crezut degeaba. Dar hei, poate gen, nu te panica, poate mai avem o șansă. Poate o să o prindă polițiștii și totul se termină cu bine. Apropo, ce face gardianul la noi în celulă? What? Mamă, băi, gardianul e la noi în celulă, bro. Mamă, bănesc că mă caută pe mine, nu? Gardiane, care e treaba aici? De ce faci? Ce cauți în celula noastră? Marius, vino după mine acum. Fraților, cred că știți toți unde o să mă duc. Probabil o să trebuie să vorbesc cu domnul Nicolae. Așa că haide, o să merg după el. N-am ce să fac, efectiv nu mă pot pune cu ei. Trebuie să mă duc să vorbesc cu domnul Nicolae. Fraților, nu știu dacă mă credeți, însă miracolele există. Ei bine, după cum știți, am plecat cu gardianul, însă, băi, mi s-a părut foarte ciudat că parcă gardianul voia să mă scoată din închisoare. Adică era clar că nu mă duce la domnul Nicolae și a fost un drum de vreo 10-15 minute și uitați-vă, fraților, unde tocmai m-a dus. Chiar acum fața mea se află Andra, fosta mea iubită, fraților, care este criminală și bănuiesc că a fost prinsă de poliție, nu? Sau ce s-a întâmplat? Bro, o să fiu și eu eliberat, fraților, vă vine să credeți. Da, Marius, atât am de spus. Nu am văzut om mai norocos ca tine în toată viața mea. Doamne ajută, băi, după atâta ghinioane m-a lovit și pe mine norocul, băi. Pe lângă faptul că l-ai frerit pe domnul Nicolae și nu ai omorât pe nimeni, acum nici nu ai cum să fii pedepsit, deoarece o să fie eliberat. Polițiștii au găsit-o pe Andra acum 2 ore la ceva benzinărie din apropiere. Săraca de ea a plecat departe, dar din lipsă de orientare, fără să știe, s-a întors înapoi. Ce zici, băi, a? Ai încercat să mă ferești acum, Ana? Adică, nu știu, cred că în vreo 2-3 ore o să fiu afară din închisoare și tu o să rămâi aici pe veci, ia zi. Cum vă permiteți? Credeți că totul s-a terminat aici? Am avut ghinion să ajung pe unde nu trebuie. Dacă îmi puneam minte la contribuție, nu mă prindea nimeni nici în 100 de ani. Da, Doamne ferește, bro, Doamne ferește. Vă băieți, hai, dispuneți, domnule gardian, o să mă duc chiar acum la băieți să le spun care-i treaba cu chestia asta, să le spun că o să fim eliberați și, fraților, nu credeam că o să zic vreodată chestia asta. Însă, ne vedem afară, ne vedem afară din închisoare. Băieți și fete, uitați-vă unde tocmai ne aflăm. Da, vedeți foarte bine, am ieșit din închisoare și suntem foarte, foarte fericiți. Însă acum, băi, vreau să mă duc acasă să mănânc ceva, bro, aș vrea. Bă, și stau să mă joc pe calculator toată ziua, bro. Efectiv, vreau să mă relaxez. Voi, băi, ce o să faceți? Bravo, băieți, am reușit, oficial am ieșit din închisoare. Dar am o propunere pentru voi. Hopa! Eu zic ca să ne bucurăm de ce am mai rămas din vacanță, să nu mai mergem niciunde. Stăm la noi în oraș, ne jucăm pe calculator și ne vedem de vară. Probabil momentele tensionate vor începe odată cu școala, însă haideți să luăm o pauză. Boys, Alex zice să nu mai mergem niciunde. Băi, și eu sunt de acord cu el, fraților. O să stăm numai acasă și o să ne jucăm. Nu e așa, Max? Alex are dreptate. Băieți, a fost foarte mișto să fiu cu voi în închisoare, chiar dacă sună ciudat, a fost foarte ok. Mai bine luăm o pauză până începe școala. Da, fraților, deci practic vedeți că și băieții vor chestia asta. Noi o să luăm o pauză pentru că trebuie să ne concentrăm mai mult pe vara noastră și să ne simțim bine și o să revenim cu